Bună ziua și bine v-am găsit la lansarea primului centru de inovație și transfer tehnologic, Nortec, din regiunea de nord a țării. Noi ne bucurăm să avem un oaspeți foarte special. Avem transmisiune live pentru colegii de la etajul 5, tot corpul didactic al Universității din Bălți și alți oaspeți de rang înalt. Și pentru că nu vrem să vă ținem foarte mult afară, dar să înțelegeți că este o clădire impresionantă. Noi am dezvoltat ideea centrului 4 ani în urmă, inclusiv cu ajutorul colegilor din Georgia. Și au zis că un centru de inovație trebuie să arate într-un mod inovativ. Vreau să zic că această plasă metalică este dezvoltată de arhitectul Maxim Calujac, care este și autorul centrului Artcore, este un arhitect cu renume. Dar pentru că avem un centru de tehnologii, pentru că robotica și inteligența artificială este la baza tehnologiilor, o să invit pe doamna prim-ministru împreună cu Cosmin și cu Andreea, ca să lansăm simbolic drona. Vă ofer onoarea să încercăm să punem bateria, să pornim drona. Deci uitați, haideți să unim. Așa. Este. S-a pornit, da. Eu sunt Andreea, eu am ca funcție în această zi să deblochez drona, deci, da, mersi. Colegii pedagogici Ion Creangă, da, anul 4, învățământ primar. Și dacă e posibil, doi pași în spate. Tehnica securității, vă rog. Da. Mulțumesc. Aș vrea să zic că Cosmin învață în clasa 12 la liceul Ion Creangă și din Chișinău și este parte din echipa națională de robotică, triplu campioană la competițiile mondiale de robotică. Și avem un centru de inovații și această dronă a fost programată de Cosmin, viitor inginer. Pentru agricultură, dar la moment nu am pus camera pentru că nu avem scanau în anumit teritoriu. Da. Doamna prim-ministru a întrebat dacă la agricultură. Da, am întrebat pentru ce se folosește această dronă și răspunsul a fost că poate fi utilizată în agricultură, asta este obiectivul principal, dar acum nu are camera instalată pentru lucrări agricole, pentru că suntem într-un centru de inovație și transfer tehnologic și nu pe un câmp. Cel mai greu e aterizarea, da? Așa? Bravo! Și rugăm partenerii oficiali pentru o poză de grup. We ask everyone for a group photo. The 10 very important partners. Doamna rector. Pentru că vrem ca toată țara să afle că Nortec are un centru de inovații și tehnologii. Și acum invităm să continuăm cu un tur. Da, pe aici. Lăsăm presă. Să lăsăm presă, da. Să lăsăm presă dacă să... Lăsăm... We'll just ask for let the press in so they don't... They're always nervous that they don't won't get the best spot. Și avem și vit aici un ajutor de inginer.
4 ani și noi acum marcăm încheierea etapei de construcție. Este o etapă foarte importantă. Pentru universitate aveți 4500 de studenți. Da, vă mulțumim tuturor foarte mult pentru sprijinul pe care l-am avut din partea tuturor partenerilor și astăzi ne bucurăm că putem să deschidem larg ușile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Nortec al Universității de Statele Curuso din Bălți, care deja a creat și a dezvoltat câteva zone de lucru, unde chiar începând cu ziua de astăzi putem să desfășurăm activități. Vrem să vă prezentăm prima zonă, cea în care suntem aici astăzi, acum, este Cafeneaua Smart, unde sperăm că vor fi generate multe idei inovative de tinerii din întreaga regiune de nord a țării. Așa. Aici avem imagine până la A fost o clădire existentă. Centrul a fost dezvoltat grație investiții din fondurile proprii ale universității pentru a construi clădirea. Este o clădire inițial destinată pentru studii, dar a fost transformată într-un centru de inovare și cred că aportul de la ADR Nord și din Fondul de Dezvoltare Regională a fost critic pentru ca să finalizăm această etapă de construcții. Vă invităm ca să facem, să mergem pentru o poză de grup aici. Avem și o cameră pentru o transmisiune live. Ce înseamnă un centru de inovații? Înseamnă că în centrul de inovații se creează ideile prin colaborare. Colegii noștri din România au o întreagă rețea și au obiectiv ca să facă un centru de inovații în fiecare oraș din România. Și noi cred că îi ajungem de urmă cu acest obiectiv, pentru că uite că deschidem pe lângă Chișinău și un centru de inovații aici la universitate. Și nu întâmplător este la universitate, pentru că la universitate sunt viitorii creieri, este capitalul uman. Noi vedem un interes sporit pentru inginerie la universitate și vedem că ne-a confirmat că anul acesta, datorită faptului că studenții văd că se dezvoltă acest centru, sunt chiar mai mulți studenți care s-au înrolat la facultatea IT. Pe lângă programul existent de licență în inginerie pe care îl aveam, am reușit să autorizăm programul de masterat în domeniul ingineriei și, cel mai important, să deschidem și o specialitate nouă în cadrul Colegiului Pedagogic Ion Creangă al Universității pe domeniul ingineresc. Și le mulțumim mult partenerilor pentru acest succes comun. Mulțumim! Da, mulțumim foarte mult. În această zonă, în această regiune toată care o numim noi convențional Cafeneaua Smart, sperăm să dezvoltăm competențe antreprenoriale tuturor tinerilor și vom oferi probleme de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, astfel încât să oferim spațiu. Cel puțin ne propunem noi să avem timp de un an de zile 10 startup-uri lansate aici în centru și încurajăm toți tinerii să se formeze, să vină cu idei inovative și echipa centrului va ajuta să le implementeze în realitate. Noi, de fapt, deja avem școala pentru de preaccelerare, Startup 101, la care au participat peste 1000 de elevi din toată țara, în regim virtual, iar prima sesiune de pitch o avem în luna ianuarie aici, cu echipa campioană o să plece în țările baltice la o competiție regională. Deci noi credem că, de fapt, antreprenoriatul se naște în universitate, în licee și vrem să cultivăm. Acum vă invităm ca să continuăm turul. Și pentru că văd și colegii de la ADMA, de la Agenție pentru Dezvoltarea Agriculturii, Vadim, vicedirectorul, vreau să zic că în ianuarie vom deschide și vom lansa Școala de Inovații și Digitalizare a Agriculturii și va fi prima sesiune pentru fermieri din zona nord, chiar aici la Norte, ca să aducem tehnologiile în agricultură și în agroprocesare. Colegii de la Fundația Orange sunt parteneri strategici, au oferit internet și nu numai, se va dezvolta și un Orange Digital Center pe viitor.
în Nortec. Clădirea Nortec are 5 etaje. În formatul ei este pentru etajul 1 și 5, sunt etaje colaborative. Iar etajul aici, la etajul 1, îi avem... Bună ziua! Aș vrea să vă prezint partenerii strategici de la grupul Draxlmaier. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit în atelierul educațional Draxlmaier. Numele meu este Vadim Bubulici, sunt responsabil de formare profesională și domnul director financiar, domnul Bordeanu. Deci noi, ca prima companie, cunoașteți poate, care am implementat învățământul dual în Republica Moldova, nu am putut să nu fim alături de acest centru frumos. Ne aflăm acum într-un atelier care urmează a fi dotat, în care vom instrui elevi pe mai multe nivele. Deci ne propunem să instruim elevi la nivelul 3 de calificare, nivelul 4 de calificare ISCET și inginerii pe care noi avem în pregătire împreună cu Universitatea de Stat ale Cursului din Bălți. Deci vom tinde spre direcțiile de automatizare, fiindcă asta facem acum la moment în Republica Moldova, producem cablaj electric și proiectăm sisteme de interior din automobile, respectiv. Având 5.000 de angajați, Draxlmaier, este important că ei vor să treacă la valoarea adăugată mai înaltă. După cum cunoașteți, în același grup Draxlmaier în România deja trec la baterii electrice. Pentru noi este important să aducem ingineria ca să mergem la valoare mai înaltă. Iar aici, în spatele lui Vadim, vedeți consola de la Maserati care se proiectează la Draxlmaier Interiors, la Universitatea Tehnică, de către 20 de ingineri din Universitatea Tehnică, ceea ce este cea mai înaltă berigă din domeniul de automotive, care, unde se aplică designul ingineresc. E adevărat, Vadim? Da, sigur, sigur. Deci este o echipă de ingineri proiectanți care primește schița, desenul final a clientului, care spune că, uite, vreau ca liniile să fie în așa fel. Și după care, sarcina inginerilor proiectanți este să dezvolte toate părțile de plastic care sunt din interior, astfel încât să fie funcționabile, să fie durabile și să fie proiectate pentru matrițări, pentru injectare în plastic. Super, și acolo avem și un element de casă inteligentă, iarăși este... Voi sunteți din? De la compania Draxlmaier, la învățământul dual și... Noi prezentăm o schemă electrică care funcționează și în apartament și în diferite locuri. Și aici avem un întrerupător bipolar și un transformator care cu două bobine înjurate. Avem trei întrerupătoare și două distribuții. Vă arătăm cum funcționează această schemă. Aprindem, sunăm la poartă, verificăm cine e la poartă și vedem poartă și la Bravo. Și noi ne bucurăm, deci asta este primul nivel, deci avem inginerie pe tot parcursul, ați văzut liceu, școala profesională și aici în spate avem și colegi de la... Colegiul pedagogic. Colegiul de băți. Aplicabilă, practic. Și voi vreți să deveniți ingineri, eu sper, și să faceți case inteligente pentru Moldova. Așa, ok. Domnul... Deci este... un controller logic programabil. Ideea este că este o parcare care automat pe ecran ne arată câte locuri sunt ocupate și câte locuri la parcare sunt acum libere. Deci este de fapt de ce are nevoie și Chișinău și nu doar, pentru a ușura viața tuturor, respectiv elevii în cauză au posibilitatea să programeze controller logic programabil astfel încât el să arate toată această informație și să fie configurat așa cum este necesar. După care, dacă mergem mai departe, vedem colegii de la acea instituție despre care a spus și doamna rector, deci este colegiul pedagogic Ion Creangă, cu care avem o cooperare și avem elevi, deci este Oleg și Maxim, care ar putea să dea și ei niște detalii despre... Oleg și Maxim, care sunteți din Bălți și din Glodeni, din câte țin minte, da? Haide, ne zici... Este un circuit mai complex, pentru că Draxlmaier va investi în următoarele 6 luni pentru a face aici un complex de laboratoare în robotică, automatică și mecatronică. A fost dificil să faceți acest? Schema a fost nu prea dificilă, din cauza că la practică multe ne-am practicat să facem schema mai ușoară și am ajuns la așa una mai sofisticată. Schema dată lucrează prin principiul că semnalul, senzorul de semnal electronic
la distribuitorul și distribuitorul comute aerul comprimat care trece la cilindru și cilindrul se plasează. Și te așteptăm la aici, la Universitatea de Stat Ale Crusoe, să-ți continui studiile în inginerie. Așa, bravo. Și dacă îmi permiteți, încă o chestie. Oleg a fost absolventul nostru la nivelul 3 de studii, deci școala profesională numărul 5 din Bălți, a învățat 2 ani. Acum este elev la Colegiul Pedagogic, iarăși pentru 2 ani de zile, după care are posibilitatea să facă mai departe studiile în inginerie. Deci va parcurge toate nivelele și inclusiv și masterat, da, poate ulterior. Și asta va permite să creșteți și salariile medii în Draxel Mare și acești ingineri care voi veți pregăti aici ca partener strategic din sectorul privat al Nortec vor fi pentru întreaga regiune din Nord. Noi, știți cum, siguranța ne ajută, însă mai sunt necesare anumite hotărâri de guvern care să o pună la punct, fiindcă legea e legea, dar urmează acele... Haideți împreună să grăbim aceste reglementări. Cu siguranță, cu siguranță. Noi invităm să mulțumim foarte mult, Vadim, și ne vedem sus. Noi invităm să continuăm turul și să mergem în clasa viitorului, pentru că universitatea... Bună ziua! Okay. Succes. Da, da, da. Noi avem aici astăzi și la tabă toată echipa clasei viitorului este aici. Doamna Ina Donos, care este profesoară la Liceul Vasile Alexandrii din Bălți și sunteți și voi campioni la robotică. Eu vă țin minte că v-am dat premiile. Eu am zis că o să cunoaștem, noi avem robotică în peste 200 de școli și clasa viitorului avem și colegii noștri de la Orange, de Olga Surugiu, cu care aici vom dezvolta pe viitor și un Orange Digital Center. Iar aici, doamna Ina, haideți să ne spuneți că în clasa viitorului testăm peste 38 de tehnologii, iar dumneavoastră la școală sunteți un ambasador al tehnologiilor. Haideți să vedem două tehnologii aici. Vă spun bună ziua. Tehnologiile care le-am prezentat selectiv. Aici avem două grupe de tehnologii. Sunt microcircuite, care este un trend nou în educație și se utilizează practic în toată lumea. Sunt trei tipuri de microcircuite. Leo? Avem trei tipuri de microcircuite. Acestea sunt Adafruit, sunt niște circuite ce pot, au LED-uri, ce pot fi programate, de exemplu. Leonard, tu ce vrei? Ce vrei să devii? Că ești... Vă dau un exemplu cum pot lucra ele. Hai. De exemplu, acesta este un detector de sunet. De exemplu, dacă este liniște, el nu reacționează cu nimic. Cum fac un sunet, el se începe ca și cum o alarmă și se aprind LED-urile. Alt exemplu. Și aici ce ați programat? Acesta este făcut cu un circuit Makey-Makey, se numește. Așa. De exemplu, el este unul mult mai interactiv. De exemplu, țineți cineva un capăt aici și cu alt deget atingeți unul din toate circuitele date. Nu, doar atingeți-l. Și este programat pe Scratch, care poate fi programat chiar din clasele primare, pentru... ...lor este mușcarea alimentelor. Cei doi din incisivii centrale superiori... Când atingeți orice tip de dinte, se începe o descriere a dintelui dat. Da. ...centralii și faminii, cei mai rezistente, cei mai faminii, sunt dintre cei mai puternici dinți. Ei fac tranziția dintre dinții incisivi. Așa e. Și eu am înțeles că voi vă pregătiți pentru competiția de mâine, Sumo Bot Challenge, care va fi la clasa viitorului. Avem peste 114 echipe înregistrate din toată țara. Bună ziua! Salut. Acesta este un ring de sumo pe care se luptă doi roboți. Înainte de meci, roboții se testează dacă nu încalcă nicio limită. El trebuie să încapă într-o cutie 15 pe 15 cm,
într-așev mod. Și la fel să nu încalce limita de greutate care este de 1 kg. Limita de greutate este ca roboții să nu fie prea grei și să nu fie prea greu de scos din ring, ca să fie toți egali. Și ne arătați cum merg roboții, da? Tu cum te numești? Alexandra. Alexandra. Sigur. La început, arbitrul dă comanda. Start. Așa. Da. Stai, am așa. O secundă. O secundă. Roboții se pregătesc. Suntem gata. 1, 2, 3. Și toți vă rog să dați un pas în urmă, ca să nu încurcăm. Opa! Și în acest caz, o câștigat acest robot, din cauza că el a rămas pe ring, dar acel robot a căzut. Și cum lucrează? Au doi senzori care văd culoarea ca să nu dea pe linie. Ei văd linia albă. Yes. La fel este și un senzor ultrasonic care vede robotul adversar și poate să înțeleagă când se dă viteză mare la roți. Noi invităm doamna prim-ministru și, nu știu, domnul ambasador ca să încercați să startăm să vedem dacă același robot câștigă. Let's see if it's the same robot or a different one. Take a robot and start the robot when the arbiter is the first you'll just place a robot and after one aici copiii învață elemente de fizică, programare. Așa. Start. Yes. 1, 2, 3. And let it work. Step back. Take a secret. Thank you. Noi vă mulțumim, a fost o luptă fair. Și aș vrea să... Yes, aș vrea să continuăm să mai continuăm aici cu o tehnologie imprimantă 3D, care este tehnologia mai avansată, implementată în școli. Alex Obadă este de la echipa Clasa Viitorului și aici, de fapt, vom avea un centru de excelență, Clasa Viitorului, pentru instruirea profesorilor. Alex? Una dintre tehnologiile Clasei Viitorului reprezintă imprimanta 3D și ca un instrument digital este foarte util pentru copii pentru că dezvoltă abilități precum ingeniozitatea și totodată trebuie să-i pregătim pentru profesiile viitorului și din câte aflăm fie din noutăți, fie din diferite cercetări științifice, imprimanta 3D în prezent este utilizată atât în medicină cât și în aeronautică. De ce? Ar trebui cumva să le creăm niște abilități pentru viitor. În afara imprimantei mai avem și un alt deci, instrument Alex, digital. Deci, Alex, ca să zic, echipa Clasa Viitorului acum pregătește un modul pentru K-12, pentru școală, pentru licee, pentru imprimanta 3D, cu tot suportul pentru profesori, care sperăm să-l implementăm ca modul la educația tehnologică din toamna anului viitor. Mă bucur că m-a ajutat Doina. În afară de, spunem așa, dispozitive digitale, mai avem și instrumente digitale utile pentru profesori, care reprezintă o aplicație cu modele 3D pentru diferite discipline, se numește MozaWeb. Aici avem reprezentată o celulă care poate fi, spunem așa, cercetată nu doar pe planșe de foaie care sunt printate în prezent, dar atât poate fi interpretate în această aplicație. Aici avem diferite tipuri de bacterii pe care copiii le trec adică separat. Alex Sobadă este absolventul TMN și acum este mentor și trainer în cadrul Clasei Viitorului, Centrului Clasa Viitorului Amplasat. Doamna Bărbăneagră este aici cu noi la pedagogie, la Creangă și aș vrea să o prezint și pe Corina Negară care va fi... Corina, vină mai aproape. Corina este din cadrul echipei USARB, predă, predai? Da, hai.
Bună ziua! Eu sunt conferențiar universitar la Catedra de Matematică și Informatică. Sunt cadru didactic, cred că de mai bine de 18 ani aici în universitate. Este alma matera mea și în cadrul universității predau disciplinele IT, în special baze de date. Și ai și experiență în companie, pentru că lucrezi și în companie, exact. Și va conduce programele educaționale la Nortec. Pentru că să vă zicem că avem o echipă deja pregătită ca să conducă centru. Da. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Corina! Și acum o să mergem la etajul 2. Asta este, da, piesa Nortec tipărită de Alex, programată la imprimanta 3D. Și la ieșire, dacă o să vedeți niște unicorni, sunt tot realizați la imprimanta 3D. 3D printing este tehnologia cea mai importantă care schimbă industriile acum. Ce ne-am propus să aducem în Techul Bălți sunt de fapt câteva elemente din mai multe proiecte pe care le lansăm. Ceea ce vedeți aici este Clubul Tinerilor Maker, care este prezent și în Chișinău, și la Bălți, și în Cahul. Noi am fost prezenți practic 2 ani de zile în Bălți, la școala profesională numărul 5. Ei se vor muta aici pentru ca să susțină elevii din învățământul vocațional tehnic. Sunt în fiecare an circa 100-200 de elevi care creează chestii foarte frumoase, fie că este vorba de, nu știu, băieții pot să arate, ori că sunt circuite, ori că sunt urne smart, ori că este printarea 3D, dar anume axat pe... camera este în spate? Ah, ok. Și bărcuța pe care o vedeți a participat anul trecut în competiția bărcuțelor create de către elevi din învățământul vocațional tehnic. Dacă nu greșesc, chiar a fost câștigătoarea. Ok. Dacă doriți să vă după QR code. Mulțumesc. Mersi foarte mult. Tipărit aici, la imprimanta 3D. Aici, da. Așa. Tipărit la imprimanta 3D. O altă chestie care se va regăsi în Techul Bălți este Techul Academy Kids, deci o întreagă activitate axată pe copii de vârstă de la 3 la 18 ani. Am văzut că ați văzut și la Clasa Viitorului anumite elemente. Ceea ce facem noi sunt pentru copii de vârste mult mai mici, cam 500 de copii în săptămânal avem în Chișinău și planificăm cel puțin 200 să-i avem în Bălți atunci când va fi posibil. Diana poate să ne povestească un pic ce se întâmplă aici. Aici noi avem expuse câteva din activitățile pe care le oferim copiilor de 3 la 17 ani. Am început cu robotică și cu imprimare 3D și electronică. Cum lucrurile se întâmplă, încercăm să mixăm domeniile și să cochetăm, spre exemplu, astronomia și tehnologiile. Aici avem un sistem solar imprimat la imprimanta 3D și astfel învățăm copiii cum să învețe astronomia mai interesant, mai captivant și mai distractiv.
Avem ochelari de realitate virtuală în care cu intermediul telefonului proiectăm anumite aplicații și ajutăm să învețe geografie, biologie cu efectul de prezență totală. După care avem și anumiți roboței, am să rog colegii să pornească câteva dintre ele, un cubic Rubik proiectat de copii, da, cubicul, da. Un robot care asamblează cubul Rubik. Deci, el scanează mai întâi cubul și după asta, în 48 de mișcări sau într-un minut, asamblează tot cubul. E un algoritm destul de complicat pe care îl scriu copiii și în felul ăsta învață matematică, fizică, geometrie și multe chestii foarte complexe, dar fără ca să-și dea seama că este atât de complicat. Și în partea stângă, în spatele dumneavoastră, o să vedeți acolo câteva lucrări ale copiilor de la design grafic, care în decurs de o lună reușesc să fac și partea de interfața website-urilor, dar și partea de materiale poligrafice. Diana, noi vă mulțumim foarte mult și Ana și vă așteptăm... Și, Doina, dacă așa pot să zic că ultimul proiect care este înainte ca să plecăm este vorba de Women Hub. Deci am adus aici cu suportul UN Women și Slovak Aid și USA și Suedia un mini-centru pentru femeile din Bălți. Astăzi vom avea și câteva activități pentru ele pe care le planificăm. Respectiv sunt activități care abia așteaptă să fie realizate aici în Bălți. Și deci, cred că, da, pentru că Nortec este despre programe și nu doar despre un mediu de învățare și de inovare. Și noi ne bucurăm că avem un întreg etaj tech-ul și care o să fie conectați la toate programele care sunt și la Chișinău și o să le dezvoltăm aici la Bălți. Și acum vă invităm la etajul 5, unde o să avem... Salut, băieți! Thank you.
Stimată doamnă prim-ministru a Republicii Moldova, stimați domni miniștri, excelența voastră, domnilor ambasadori și reprezentanții ai corpului diplomatic, stimate domnule viceprimar al municipiului Bălți, stimate domnule președinte a Consiliului Rectorilor, stimată doamnă rector, stimați domni rectori, dragi prieteni și colegi, bună ziua! La Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, astăzi este o zi de mare bucurie și împlinire. Ziua în care lansăm activitatea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Nortec, zi care nu poate fi altfel decât încărcată cu emoție și multă recunoștință. Vă spunem mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi astăzi și pentru că ne-ați fost alături de noi și ne-ați sprijinit pe parcursul ultimilor ani, perioadă în care visul de a aduce inovațiile mai aproape de tinerii și antreprenorii din nordul țării se transforma în realitate. Interacțiunea dintre mediul academic, studenți, elevi și industrie va facilita transferul de tehnologie din laboratoarele de cercetare științifică către sectorul real industrial, acolo unde ideile inovative se vor dezvolta și se vor transforma în produse. Faptul că, în pofida multor provocări și greutăți, centrul nostru astăzi își deschide larg ușile pentru toți cei interesați de cercetare și inovare, pentru copii și elevi pe care îi vom invita în zilele de weekend pentru a descoperi fascinantele rezultate științifice din diverse domenii, pentru studenții noștri creativi pe care îi încurajăm să-și ancoreze ideile de start-up aici, pentru cadrele didactice pe care le vom invita în clasa viitorului pentru a dezvolta competențele profesionale, pentru echipele de cercetători științifici și parteneri din industrie și antreprenori, dovedește că doar împreună suntem mai puternici. Suntem convinși că Centrul de Inovație și Transfer Tehnologic Nortec va deveni un adevărat generator de progres care va aduce prosperitate societății noastre. Onorată asistență, cu mare, mare recunoștință pentru implicarea personală în realizarea acestui proiect de importanță națională, o invităm cu un mesaj de salut pe doamna prim-ministru a Republicii Moldova, doamna Natalia Gavriliță. Vă rugăm! Excelențele voastre, doamna rector, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să particip la acest eveniment frumos, inaugurarea primului centru regional de inovare și transfer tehnologic din Republica Moldova, creat în cadrul Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți. Am fost aici doar câteva luni în urmă, am văzut clădirea în construcții, am văzut potențialul pe care îl are acest centru și vă asigur că ne-am implicat plenipotențial la toate etapele și am lucrat cu toate instituțiile statului într-o echipă, cu partenerii noștri de dezvoltare, cu autoritățile locale, ca să aducem acest proiect la realizare cât mai curând posibil. Am vorbit de mai multe ori și repet și acum. Nu ne ajută dacă avem planuri care au început 5, 7, 10 ani în urmă, dacă ele nu sunt duse la bun sfârșit, dacă nu ajungem la această zi când toți împreună vedem rezultatul eforturilor de echipă a tuturor autorităților naționale, autorităților locale și a partenerilor de dezvoltare. Anume de aceea, pentru ca să progresăm, este foarte important să menținem acest spirit de echipă, să menținem coeziunea socială, să menținem pozitivismul. Știu că sunt timpuri foarte grele, dar să știți că vom munci împreună și vom realiza asemenea proiecte care
pun baza dezvoltării economice și creării locurilor de muncă pe viitor. Asemenea, proiecte le va da speranță și certitudine copiilor noștri că nu doar pot primi aptitudini foarte bune în Republica Moldova, dar își pot pe deplin realiza potențialul lucrând aici acasă. Oamenii noștri sunt foarte muncitori, sunt inovatori și am văzut asta că atunci când sunt create condiții, ei înfloresc. Vedem antreprenori de succes în diaspora, vedem antreprenori de succes acasă, cu inaugurarea unor asemenea centre, sunt sigură că vom avea tot mai mulți antreprenori care își vor găsi rostul și vor crește și vor crea locuri de muncă acasă. Un asemenea spațiu modern, care are și săli de studii, și laboratoare, și incubatoare de afaceri, afaceri, unele mai noi, altele mai dezvoltate, sunt o șansă pentru ca toată regiunea de nord și toată țara să devină mai competitivă și să valorifice talentul și spiritul antreprenorial al tinerilor. Mă bucur foarte mult că acest centru de inovații și transfer tehnologic se află anume aici, la Universitatea Lecco Rousseau, într-o universitate. Cunoașteți că guvernul pe care îl conduc și-a asumat o importantă reformă în sistemul universitar. Vrem să aducem cercetarea cât mai aproape de mediul academic și cercetarea și mediul academic cât mai aproape de mediul de afaceri. Și vedem toate aceste elemente unite aici, în acest centru. În dezvoltarea centrului pe care îl inaugurăm, guvernul a alocat 25 de milioane de lei. Vom continua să promovăm asemenea centre, pentru că avem nevoie de cât mai multe spații de acest tip, în care, prin eforturi comune ale statului, ale partenerilor de dezvoltare și ale mediului de afaceri, să avansăm pe calea obiectivului nostru de a construi în Republica Moldova o economie bazată pe cunoaștere și pe transformare digitală. Am vorbit de mai multe ori, pentru ca să avem salarii mai bune, trebuie să avem productivitate, valoare adăugată și anume, prin asemenea investiții, se obțin aceste lucruri. Astfel, noi vom putea construi o Moldovă europeană, așa cum ne-am propus în strategia de dezvoltare până în anul 2030, Moldova europeană 2030. Noi vrem să ancorăm Moldova foarte clar într-un spațiu de prosperitate, de libertate, de supremația legii, unde să existe toate instituțiile necesare ca omul să fie în centru atenției, ca omul să se bucure de serviciile statului, ca omul să-și poată crește familia aici și să-și găsească un loc de muncă. Centrul, de asemenea, este unul comparabil cu centre pe care le-am văzut în orașe mari europene sau în Statele Unite ale Americii. Îi încurajez pe toți elevii, studenții și tinerii antreprenori din Bălț și din toată regiunea de dezvoltare Nord să profite la maximum de toate oportunitățile oferite de Nortec. Încă o dată țin să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în dotarea acestui centru, dar și companiilor private care au decis să se stabilească în acest centru și au susținut această inițiativă. Și desigur, mulțumesc Universității de Stat Lecco Rousseau din Bălț pentru găzduirea acestui ecosistem regional al tehnologiilor avansate. Vă doresc tuturor mult succes, să fie într-un ceas bun și să vedem rezultate pe mulți, mulți ani înainte. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim, doamnă prim-ministru, și
cetățenie, vine spre Ambasada Statelor Unite, împreună cu care am dezvoltat proiecte importante în universitate. Grație efortului Ambasadei Statelor Unite, universitarii și studenții noștri au beneficiat de stagii și formări și vă spunem un mare mulțumesc, Excelența voastră, Ambasadorul Statelor Unite, Kent Loxdon, și vă invităm cu un mesaj de salut. Mulțumim! Stimată doamnă prim-ministru Natalia Gavrilița, distinși colegi, sunt încântat să particip la lansarea oficială al centrului Nortec, împreună cu partenerii care au investit atât de mult în proiectarea și crearea acestuia. O investiție atât de mare și importantă este posibilă doar prin parteneriată de colaborare și inovare, care au stat la baza acestui proiect. Guvernul Republicii Moldova, Universitatea din Belț și primaria s-au angajat de la bun început în proiectul Nortec, asigurând finanțare, resurse, expertiză și administrare pentru a-l transforma în realitate. La fel, aș vrea să menționez contribuțiile sectorului privat. Acestea vor fi esențiale pentru a crea nu doar un spațiu, dar un adevărat centru de educație, antreprenoriat și industrie. Statele Unite, prin USAID, împreună cu guvernul Suedia și UKAID, au asigurat sprijin complementar pentru construcția, echipament, precum și suport instituțional și programatic la faza inițială. Această asistență va continua și la următoarele etape de dezvoltare. Este evident că Nortec va avea un rol revoluționar în regiunea de nord a Moldovei. El va stimula educația STEAM pentru tineri, programe universitare mai bune și oportunități pentru locuri de muncă bine plătite pentru absolvenții din domeniile IT și ingineria. De asemenea, centrul va promova dezvoltarea afacerilor pentru firmele emergente, digitalizarea regională, investițiile internaționale și consolidarea comunităților din industriile bazate pe tehnologie. Astfel, Nortec va contribui la transformarea orașului Belț într-un centru pentru producție digitală, excelență în IT și afaceri internaționale. Guvernul SUA este interesat să susțină în continuarea comunitatea din Belț prin proiectul USAID Tehnologia Viitorului pentru a crea un hub industrial. Iar acest lucru va necesita planificare strategică, dedicație din partea comunității și parteneriate puternice. Acesta este un element important al parteneriatului Statelor Unite cu Moldova, pentru a aborda provocările imediate și a construi un viitor democratic, prosper și sigur. Sunt convins că împreună putem face din Nortec un centru al tehnologiei și digitalizării în nordul Moldovei, promovând poziția de lider regional în IT, ingineria și altele. Mulțumesc tuturor pentru participare la evenimentul de astăzi. Aștept cu nerăbdare să continuăm parteneriatul nostru puternic și să aud despre succesul Nortec în viitor. Mulțumesc! Mulțumim!
Pe parcursul implementării proiectului de creare a centrului nostru, am descoperit o echipă mare de oameni minunați, oameni ingenioși, oameni frumoși, parteneri de încredere ai universității noastre, o echipă condusă cu excelență de coordonatorul programelor misiunii USAID, domnul Scott Hochlander, căruia îi spunem un mare, mare mulțumesc pentru implicare și vă rugăm să ne onorați cu un mesaj de salut. Prime Minister, distinguished guests, which there's so many, so all protocols observed. Bună ziua. It's a pleasure for me to be here today to add NorTech to the community of centers of excellence that we have here in Moldova. I've been coming here many times over the past 3 years, and it's hard to imagine where we are now from that empty shell of a building that was first here. You know, to really make something like this happen, it takes incredible vision. And it's not a singular vision, it's a collective vision. And that vision is something that we need to really start a journey. It's even harder and more rare when that vision is combined with commitment, combined with determination, all of which is absolutely 100% necessary to achieve a dream. It takes an incredible group of stakeholders who share all of those things. And so, Natalia, I know talking about the family that's developed, I think that's so true. It's really, I know we're in this amazing structure and we're celebrating it, and believe me, a lot of work was put into making this happen, but it's really not the structure itself which is the monumental achievement that I think we're talking about today. It's the relationships among the people here today. It's the commitments we've made to each other to continue this journey. It's the commitments we've made to the students, to the faculty, the community, to their future, and the success of this project. It wasn't easy. It took hard work. All great things do. And that's really what I feel like we're celebrating here today. I cannot be more excited about this new ecosystem, because that's what it is. And of course, bringing all of the proven networks from our other centers of excellence, TechWell, Fab Labs, Future Classroom, and more. But this NorTech is going to be unique. It's going to represent the character of the North. You know, certainly through our private sector partners, APIP, Drexel Meyer, ATIC, Free Economic Zone of Belts, Orange, and so many others. This is great for the university. It's great for the city of the Belts. It's great for the northern part of Moldova. I see these spaces as places where dreams are realized. It's been a fundamental objective of USAID to ensure that these opportunities exist throughout the country. So I'm thrilled to see this happening today. Congratulations to everyone. I think kind of like the protocol list, if I thanked everybody, I'm afraid I would be here all day. But I did want to say, thanks to Sweden for their support through FTA, the UK and Sweden through MCP, all there from the beginning. Thanks, obviously, to the government, really at all levels, so generously represented here today. Thank you, Prime Minister. All of our private sector partners, and of course, to the incredible Chemonix team of MCP and now FTA, TechWell, and to my team, if I may, for your creativity, your tireless work. And I just wanted to end with a special thank you to Director Gashitsoy. You know, when I first came out here, I know everyone was kind of a little sure, how's this going to go? Seemed like such a monumental task. And we had concerns, but I think each and every time I came, your vision was there. Your resolve was there, your excitement, and I think just looking at you and knowing the confidence you had, that I knew that this day was going to come, and so I just wanted to congratulate you specifically. Vă mulțumesc. Thank you very much. Thank you.
Într-adevăr, pe parcursul ultimilor ani am avut parte de asistență și consultanță din partea oamenilor minunați, partenerilor de dezvoltare a țării noastre și ne-am bucurat că am avut posibilitatea să discutăm despre misiunea, viziunea și direcțiile de dezvoltare a centrului nostru și cred că am avut o multitudine de discuții chiar pe dimensiunea de dezvoltare a întregii instituții cu colegii de la Ambasada Suediei în Republica Moldova, care ne-a sprijinit constant pe parcursul de dezvoltare a centrului nostru și aducem sincere mulțumiri și o rugăm să vină cu un mesaj de salut pe doamna Karin Borovici, șefa secției Cooperare pentru Dezvoltare a Ambasadei Suediei. Vă rugăm! Stimată doamnă prim-ministră, excelență, dragi parteneri, colegi și prieteni, sunt onorată și bucuroasă să mă află astăzi aici cu voi pentru a marca acest punct oficial din startul, care se prevede a fi extraordinar, al Centrului de Excelență și Inovații Nortec. Din numele întregii echipe de la Ambasada Suediei, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru perseverența, curajul, viziunea de care ați dat dovadă pe parcursul anilor de conceptualizare și construcția a centrului. Prin activitatea Tehnologiile Viitorului, finanțată împreună cu USAID și UK Aid, Suedia este un partener loial în acest considerabil proiect de transformare alături de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltare Regionale, Ministerul Educației și Cercetare, ADR Nord, Universitatea de State Leco-Rusu din Belz, Primăria de Belz, APIP, ATIC și Zona Economică Liberă Belz. Deci Moldova de Nord a fost de multă vreme recunoscută ca un hub industrial. Deschiderea Nortec a stat un nou capitol în dezvoltarea acestei regiuni. Nortec va prelua expertiza ingineriască din sectorul industrial și cel de producere din mai multe raioane din nordul țării și o va completa cu inovație, creativitate, sustenabilitate și tehnologii de ultima generație. În curând, urmează lansarea programelor educaționale inclusive pentru tineri, fete și femei, copii din zonele rurale, proiectarea de laboratoare în parteneriat cu sectorul privat și lansarea programelor accelerare pentru start-up-uri, promovarea transformării digitale a afacerilor și a parteneriatelor transfrontaliere. Și sunt încrezătoare că putem împreună clasa Moldova în topul celor mai progresive țări din regiune în cel mai apropiat viitor. Vă mulțumesc pentru atenție și multă baftă în continuare. Mulțumim mult! Mulțumim! Mulțumim! Unul din laboratoarele deja create în centrul Nortec, finanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul Erasmus Plus, proiectul UMHELM, va oferi cursuri de dezvoltare profesională pentru liderii și managerii din instituțiile de învățământ, care ulterior vor dezvolta competențele elevilor și studenților, curs dezvoltat cu implicarea dedicată a reprezentanților universității din Gloucester din Marea Britanie, și pe această cale îi aducem sincere mulțumiri excelenței sale, domnului ambasador al Marii Britanii, domnului Stephen Fisher, și îl rugăm să ne onoreze cu un mesaj de salut. Madam Rector, Madam Prime Minister, Deputy Prime Minister, Excellencies, Ladies and Gentlemen, vreau să vorbesc foarte scurt, pentru că tot care este important a fost deja spus prin colegii mei. Dar vin cu un știri nou, care este că Marea Britanie astăzi va forma parte echipei Future Technologies Activity și din acest moment pe viitor suntem parte a echipei. Am impresia că am venit târziu la petrecere foarte important, foarte mare, pentru că Nortec este
un lucru care trebuie să fie celebrat. Nu doar aici în Balz, dar în toată țara. Really, vreau să încheiem cu un comentariu despre lo que am văzut aici astăzi în Nortec. Cei tineri care a demonstrat interesul lor, inovația lor, the spirit of investigation and technological adventure. Cred că am văzut împreună un exemplu pentru țară. Cred că mesajul pe scurt poate fi rezumit în mod asta. Putem să facem acest lucruri aici în Balz. Putem să facem aceste lucruri, aceste inovații aici în regiunea nordică a Republicii Moldova. Putem să facem tot în Moldova. Cu ajutor partenerii de dezvoltare, guvernul, reprezentat astăzi prin doamnă prim-ministru, toate este posibil aici în Moldova. Deci mesajul pe scurt că vreau să dau este: hai Moldova, hai Balz, hai Nortec! Vă mulțumim mult! Din anul 2016 și până în prezent, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ne-a acordat nu doar resursele financiare necesare pentru a finaliza această construcție, dar ceea ce este foarte important, ne-a oferit consultanță și ghidare. Vă spunem un mare mulțumesc, mult stimate domnule ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, domnule Andrei Spânu, și vă rugăm să ne onorați cu un mesaj de salut. Bună ziua tuturor, stimată doamnă prim-ministru, domnule ministru, stimați parteneri. Eu trebuie să vă spun că am emoții, dar nu de asta. Am emoții nu că trebuie să vorbesc în față, dar pentru că până a fi ministru eu mă ocupam mai mult de start-up-uri, inovații, foarte multe lume care au contribuit, îi cunosc foarte bine, Orange, Doina. Și când am intrat aici, mă gândeam că, numai nu vă spărați, doamna prim-ministru, mă gândeam că dacă plec de la guvern, trebuie să mă întorc eu înapoi. Să mă întorc la, fie la Techwell, fie la Nortec sau în altă parte. Am fost și fondatorul unei Dream Apps, unei asociații care promova startup-ul și inovația. Am deschis vreo 10-15 companii, vreo 11-12 s-au închis, una mai merge. Deci eu foarte bine înțeleg de ce este nevoie de un astfel de centru aici. Și eu încurajez profesorii, tinerii să vină aici, să inoveze, să pornească afaceri, pentru că, cum spunea domnul ambasador a Marii Britaniei, cu adevărat noi putem și sunt atât de multe exemple bune în care din Moldova s-au făcut afaceri și inovații mari, despre care probabil puțin se vorbește. Acum se vorbește foarte mult despre gaz și energie electrică, dar eu sper că astfel de evenimente se vorbească foarte mult despre ce reușesc tinerii noștri, cum din 12 metri pătrați, când am început și eu într-o universitate la SEM, într-un incubator de afaceri, poți să ajungi cu o companie cu sute de angajați și să creezi locuri de muncă aici, acasă. Eu tare mult sper ca să valorificați acest centru. Știți, să nu faceți cum noi la școală spunea, nu vă atingeți de calculator, că să nu-l stricați. Eu tare mult sper că să dați voi tinerilor, studenților, să atingă de tot, dacă o să-l strice, partenerii o să ne ajute să cumpărăm altele. Vă mulțumesc din suflet pentru tot efortul echipei de la Minister, Dezvoltare Regională, ADR-ului, partenerilor, doamnei prim-ministru care a ținut din scurt să ducem până la capăt. Și mă bucur că s-a rezolvat tot și anul ăsta acum deschidem acest centru. Felicitări tuturor! Vă mulțumim!
Asta ne dorim și noi, să vină copiii în centru și, într-adevăr, să fie utilizate la maxim acest spații, așa după cum le este și destinația, și vă asigurăm că vom avea grijă să se întâmple anume acest lucru. Și aș ține să remarc că din momentul aplicării proiectului și până în prezent, clar că ne-a fost alături fondatorul instituției noastre, Ministerul Educației și Cercetării, și aducem sincere mulțumiri tuturor colaboratorilor, și cei din echipa juridică, și cei din echipa financiară, și cei de la cercetare, și cei de la învățământ superior. Au fost foarte mulți colaboratori care ne-au susținut, ne-au ghidat și ne-au coordonat activitatea pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Și aș remarca asistența personală a domnului ministru. Noi înțelegem că agenda unui ministru este arhi încărcată cu evenimente și aș ține să remarc că domnul ministru Anatolie Topală întotdeauna a găsit timp în agenda pentru ședințele noastre și credeți-mă că le-au fost foarte multe. Domnul ministru, un mare și sincer mulțumesc pentru efortul care l-ați depus alături de noi pentru ca acest centru să devină astăzi o realitate. Vă mulțumim mult și vă rugăm să ne onorați cu un mesaj de salut. Stimată doamnă prim-ministru, excelențele voastre, stimați domni ambasadori, stimate domn viceprim-ministru, stimați profesori, dragi studenți, onorată asistență, chiar am o reală plăcere să fiu astăzi prezent aici, după o muncă depusă în echipă a câtorva instituții publice și ghidați de partenerii de dezvoltare, și aici vorbim de Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Infrastructurii Dezvoltării Regionale, Agenția de Dezvoltare Nord, Universitatea de Stat ale Corusului din Bălți, Primăria Municipiului Bălți, care toți am fost parteneri în a lansa acest proiect, ghidați de partenerii noștri de dezvoltare care ne-au sprijinit și ne-au îndrumat cum să creăm un astfel de centru care să fie foarte mare, multifuncțional, să acopere multe necesități a regiunii. Iată că astăzi suntem după un efort în comun la deschiderea acestui centru. Mă bucur că din start deja sunt prezenți Techfield, Clasa Viitorului, care va oferi un pachet larg de programe pentru studenți, copiii din școli. Ideea de bază a fost necesitatea de a dezvolta infrastructura de cercetare și inovare și transfer tehnologic în campusul Universității de Stat ale Corusului din Bălți, ca să fie utilă atât pentru procesul de educație, procesul de cercetare, dar totodată și să fie un sprijin pentru a dezvolta regiunea, inclusiv implicând companiile și antreprenorii din regiunea Nord. A fost investiția în clădire, era necesar să valorificăm acest bun care mulți ani a stat fără a fi valorificat. A fost investiția guvernului în reparația clădirii, sprijinul partenerilor pentru proiectare, sprijin suplimentar pentru dotare. Ministerul Educației și Cercetării și în acest an a acordat 3.000 de lei pentru a dota și a finaliza, dar acestea sunt investițiile doar în acest centru. Împreună cu doamna prim-ministru, cu o săptămână urmă am anunțat alte programe care țin de mai multe universități, dar care au același scop de a dezvolta infrastructura în universități, colegii pedagogice, o donație acestor instituții pentru a-și întări posibilitatea de a sprijini tinerii și a dezvolta programele de studii și dotări. Cred că într-o săptămână, două universitate o să mai găzdească un eveniment de lansare a trei proiecte care au fost câștigătoare în valoare de circa 40 de milioane de lei, care va întregi capacitățile și posibilitățile universității împreună cu acest centru și cu potențialul universitar și a instituțiilor de cercetare din regiune, să ofere cât mai mult sprijin companiilor, antreprenorilor, dar și studenților, pentru ca atunci când finalizăm studiile să poată se încadra în companii și să efectueze o muncă de calitate. La fel, eu cred că centrul va avea o gamă largă de programe de formare continuă pentru angajații companiilor deja care activează în regiunea Nord.
tot ce ține de inovație, transfer tehnologic și mai ales dezvoltarea interesului copiilor și studenților pentru aceste domenii este foarte important. Avem un potențial enorm uman, avem tineri talentați, avem copii foarte talentați și vă doresc universității și tuturor partenerilor ca să dezvoltați cât mai multe programe pentru ca să ajutăm tinerii să devină inovatori adevărați. Eu vă mulțumesc și vă felicit pe toți și mulțumesc tuturor care au contribuit la faptul că astăzi să lăsăm acest centru. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Și pe ploaie, și pe vânt, și pe arșiță, și indiferent de vremea de afară, mereu prezența datorie, prezența aici pe șantier, erau colegii și partenerii noștri de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord, care realmente s-au implicat cu toată dăruirea și cu tot potențialul, întreaga echipă, în monitorizarea lucrărilor de construcție aici pe șantier. Le spunem un mare mulțumesc întregii echipe de la ADR Nord și o invităm pe doamna director Maria Prisăcari cu un mesaj de salut. Stimate doamne prim-ministre, stimate domnule viceprim-ministru, stimate domnule ministru, excelențele voastre, domnule ambasador, parteneri de dezvoltare, stimate doamnă rector, dragi invitați, astăzi marcăm cu mândrie inaugurarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord, creat cu suportul financiar generos din partea statului prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, dar și grație contribuției Universității de Stat Alecu Rousseau din Bălți și a partenerilor de dezvoltare. Cercetarea, inovarea și transferul tehnologic reprezintă priorități în țara noastră, prevăzută în Strategia Națională de Dezvoltare Regională, în Programul Operațional Regional Nord pentru anii 2022-2024, iar consolidarea infrastructurii de cercetare și inovare va impulsiona și accelera dezvoltarea regiunii noastre, creând permise pentru atragerea investiției și dezvoltarea afacerilor. Pe lângă lucrările de construcție, montaj al centrului, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii Dezvoltării Regionale, a elaborat programul de accelerare a municipiului Bălți în calitate de pol de dezvoltare, aprobat recent la nivel regional, care prevede consolidarea și extinderea activității Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic în calitate de hub antreprenorial regional. Totodată, la moment, suntem în proces de elaborare a studiului de specializare inteligentă pentru regiunea de nord, iar lansarea acestui centru va avea un rol primordial în specializarea inteligentă regională. Dragi prieteni, proiectul Nordic confirmă susținerea guvernului, dar și a partenerilor de dezvoltare în valorificarea sectorului de inovare, cercetare și transfer tehnologic. Împreună dăm regiunii noastre o nouă direcție de dezvoltare, cea de inovare și transfer tehnologic. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Universitatea Bălțeană este beneficiarul proiectului de importanță națională de creare în municipiul Bălți a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic și este bine de știut că aplicantul acestui proiect a fost primăria municipiului Bălți și pe această cale le aducem sincere mulțumiri pentru susținere primăriei municipiului Bălți, Consiliului Municipal, domnului primar Nicolae Grigorișin și îl rugăm pe domnul viceprimar Ghenadi Șmul să vină cu un mesaj de salut. Domnul primar nu este în țară acum și de aceea, domnul viceprimar, vă rugăm mult. Уважаемая госпожа премьер-министр, уважаемые члены правительства, представители дипломатических миссий, уважаемые наши партнеры с АДР Норд, с Бельского государственного университета, разрешите мне сегодня вас поприветствовать на таком значимом мероприятии, как открытие Центра инноваций и передачи технологий. Муниципия Бельцы всегда были центром социально-экономического и инфраструктурного развития всего Севера Республики, и основными нашими приоритетами было создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, для
новых технологий, каких-то нестандартных решений. И мы очень надеемся, что открытие этого центра позволит в дальнейшем развитию всех наших приоритетов. На мой взгляд, очень важно, что этот центр открыт именно на территории Бельского государственного университета, где находится очень много студентов, молодежи, как из муниципии, так и со всей страны. А именно молодежь у нас является несекаемым источником для креативных идей, для нестандартных мыслей, вообще интеллектуальной собственностью общества. От имени местной публичной администрации я хотел выразить признательность всем нашим стратегическим партнерам по развитию за помощь в реализации этого проекта, а также сказать о том, что мы готовы и открыты для реализации любых новых проектов, совместной работы для развития и благополучия всего нашего общества. Спасибо всем. Onorată asistență, a venit momentul de inaugurare oficială a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Nortec din cadrul Universității de Stat Alegurusu din Bălți. Invităm în scenă reprezentanții Guvernului Republicii Moldova și a misiunilor diplomatice, mult stimată doamnă prim-ministru a Republicii Moldova, doamna Natalia Gavrilița, domnul vice-prim-ministru al Republicii Moldova, ministrul infrastructurii, dezvoltării regionale, domnul Andrei Spânu, domnul ministru al educației și cercetării, domnul Anatolie Topală, excelența voastră, domnul ambasador al Statelor Unite ale Americii, domnul Kent Loxdon, coordonatorul programelor misiunii USAID în Republica Moldova, domnul Scott Hochlander, șefa secției cooperare pentru dezvoltarea ambasadei Suediei, doamna Karin Borovici, excelența sa, ambasadorul Marii Britanii, Stephen Fisher, directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord, doamna Maria Prisăcari, viceprimarul municipiului Bălți, domnul Genadie Șmulski. Și pe doamna rectoră invităm la fel în scenă pentru ca să completăm echipa mare de parteneri. Și rugăm, așa, a doamna rector. Haideți să vedem. Și avem aici un Chromebook, este un Chromebook de fapt de la Clasa Viitorului. Ați zis că avem aici TEC-ul și Clasa Viitorului. Și vrem să inaugurăm festiv pentru că Nortec vine de la Nord și tehnologii. Și ne dorim ca în zona de Nord dronele să zboare deasupra câmpurilor agricole și să stropească pentru agricultură de precizie, inginerii să creeze console de bord pentru Maserate sau alte mașini și iar studenții să facă start-up-uri care să devină unicorni. Haideți să aplaudăm și să pornim un moment festiv. Vă rugăm să pornim un moment festiv pentru a lansa Nortec. Un countdown, puteți să veniți un pic mai în față ca să vedem așa și să facem un pic de loc. Este o clădire impresionantă, realizată timp de 4 ani de zile. Este o clădire unde inovația, startup-urile, tehnologiile, robotica, dronele, unde studenții vor studia IT și ingineria, Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic. Haideți să aplaudăm! Și pentru o fotografie de protocol, pe final, vă rugăm să ne aliniem. Just for one protocol photo, please, yes. For everyone, yes, again, for the protocol. Haideți să aplaudăm pentru inaugurarea oficială a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din zona de Nord, Nortec. Aplauze, vă rog. Noi vă mulțumim și vă invităm să luați loc. Și pentru că, nu înainte ca să mulțumim doamne prim-ministru și știm că aveți o agendă foarte încărcată, vă mulțumim foarte mult. Iar noi continuăm cu un mesaj de salut din partea partenerilor privați. Doina, dacă îmi permiți o clipă doar pentru că eu nu voi mai avea intervenții în această zi frumoasă aici. Îmi cer scuze pentru doamna că v-am întrerupt un pic, oricând. Dar vreau să menționez că cu certitudine acest eveniment nu ar fi avut loc dacă nu ar fi existat în nordul țării
o nemaipomenită și frumoasă familie academică USARP. Vreau să le aduc sincere mulțumiri ex-rectorilor universității noastre, regretatului academician Nicolae Filip, care în anul 2004 a început construcția acestei clădiri. Deci vă imaginați un efort care a început în 2004, se încununează astăzi cu succes. Domnul rector Eugen Plohotniuc, și-l avem aici în sală, care a continuat construcția acestei clădiri. Domnul rector Gheorghe Popa, care de asemenea a continuat lucrările de construcție ale clădirii. Domnul rector Ion Gagim, care împreună cu ex-prorectorul pentru activitate științifică, domnul Igor Cojocaru, au adus universității acest proiect important. Țin să le mulțumesc mult tuturor colegilor mei din echipa managerială, doamnei prorector pentru activitate științifică și relații internaționale, doamne Valentina Prițcan, domnului prorector pentru administrare și gospodărie, domnului Anatolie Ceban, doamnei prim-prorector pentru activitate didactică, doamne Lidia Păduriac, a tuturor decanilor, șefilor de catedră, personalul științifico-didactic și didactic și didactic auxiliar, tuturor muncitorilor, de a ști ce echipă mare și frumoasă avem aici la Bălți, câtă lume bună a muncit, lăcătuși, zugravi, electricieni, s-a implicat întreaga familie universitară bălțeană și vreau să le spun un mare, mare mulțumesc pe această cale. Și pentru că Centrul Nortec realmente are nevoie de parteneri pentru a-și dezvolta și pentru a-și realiza misiunea, țin să aduc sincere mulțumiri celor doi parteneri ai noștri. În mod personal aș vrea să-i mulțumesc doamnei Doina Nistor și domnului Sergiu Rabii, cei care au venit cu această idee aici la noi în campus. Și au fost foarte multe discuții și foarte multe seri de meditație și realmente faptul că noi astăzi avem o viziune clară, astăzi cunoaștem care este misiunea centrului și suntem încrezători că vom putea să realizăm această misiune, se datorează partenerilor noștri. Și vă spunem un mare mulțumesc și o invităm pe doamna Doina Nistor, directoarea proiectului Tehnologiile Viitorului, și cu un cuvânt de salut, dar și cu rugămintea de a prezenta partenerii rezidenței Centrului Nortec din partea sectorului privat. Mulțumesc foarte mult și aș vrea să zic că Nortec este despre parteneriate. Cu siguranță că tehnologiile aparțin sectorului privat. Și noi ne bucurăm că la lansare deja avem securizate parteneriate importante cu sectorul privat și aș vrea să moderez cuvinte de salut din partea unor patru parteneri importanți. În primul rând este vorba despre industria IT. Cunoașteți că industria IT anul acesta, în 2021, în Moldova, a depășit exporturile cifra de 350 de milioane. În total este o industrie care are 500 de milioane de dolari SUA. Rata de creștere a fost de 37%. Și să știți că industria IT nu doar creează locuri de muncă bine plătite, în țară, în Chișinău vrem să fie aceste de locuri de muncă și la Bălți. De aceea, unul din partenerii foarte importanți a acestui proiect este Asociația Națională de TIC, Asociația Națională a Companiilor IT și Comunicații de Moldova, și aș vrea să o invit alături de mine pe Ana Chiriță, care dumneavoastră o cunoașteți și ca liderul proiectelor TECUL, rețelei de centre inovaționale care se numește Blazing the Trail, care au creat acest parcurs. Ana, vină, te rog, alături de mine. Bineînțeles că în zona de nord avem domeniul de automotive. Sunt 10.000 de locuri de muncă la zona economică liber Bălți și vrem ca aceste locuri de muncă să nu fie doar în cambraje, să fie pentru ingineri, să fie locuri de muncă bine plătite, valorificate, ca cei care vor să facă inginerie. Și am văzut copii din sate, acolo în laboratorul Draxelmeier, lăvit alături de noi pe Vadim Bubulici, manager Draxelmeier. Eu îl cunosc pe Vadim, că de fiecare dată când am discutat, Vadim, trebuie să fiți aici în Nortec. Ei au fost primii care au zis că da, noi o să facem laboratoare de robotică și mecatronică aici în Nortec. Deci Slav Panfil, manager compania Endava,
un etaj din Nortec va fi alocat companiilor private. Endava este unicornul, dacă pot să spun eu așa, născut în Republica Moldova. Și Olga Surugiu, director general Orange Moldova, cu care facem proiecte extraordinare. Am să rog doamna rector să ne mai dea încă un microfon. Dar, doamna rector, este important să prezentăm și directoarea acestui centru, Stella, care, hai vină cu mine și o să comoderăm împreună. Stella este și vicedirectoarea zonei de Zell Nord, Zell Bălți, și noi chiar acest parteneriat, că avem directorul Nortec, Stella Pripa, care este de la Zell Nord. Deja vedeți că avem sectorul privat aici prezent în Nortec. Aș vrea, Stella, să începem cu Ana, probabil. Să ne zici, Ana, am văzut un etaj întreg, Tecul. Cu ce va veni ATIC și Tecul pentru acest centru și de ce este important acest parteneriat cu ATIC? Doamna, mulțumesc foarte mult pentru această introducere, stimate excelență și colegi din guvern, parteneri de dezvoltare. Eu am să încep nu cu ce venim noi, dar faptul că Republica Moldova este o țară mică cu inimă mare. Și de ce este o țară mică cu inimă mare? Pentru că oamenii fac ca această inimă să bată cât mai tare. Noi avem colegi de la Cahul, acolo se zice că inima bate tare la Cahul, cred că inima bate tare și la Nord, astăzi, și pentru că sectorul privat este îndeoseb mereu în căutare de oameni, oamenii sunt cheia sau sunt acel rezultat pe care vrem noi să-l obținem. Respectiv, prin 2015 am început proiectul Tecul cu acordul și viziunea Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC și a companiilor private, care de fiecare dată ne-a ghidat încotro trebuie să mergem. Și de fiecare dată oamenii sunt numărul unu în care încercăm să investim. Noi venim cu programe pentru copii, pentru vârstele 3-19 ani. Noi venim cu programe pentru școli profesionale prin intermediul Clubul Tinerilor Maker. Noi venim cu un Women Hub în cadrul Tecul aici pentru femei, pentru care am lansat o serie de programe deja, și noi venim cu programele Tecul Academy, sunt programele educaționale. Nu este complicat pentru noi să venim și cu programele antreprenoriale. Mai mult ca atât, aș vrea să zic că în regiunea de Nord, noi avem o comunitate de peste 10.000 de oameni. 10.000 de oameni care vin din 20 de școli din municipiul Bălți, în care avem în fiecare an în programul Tecul în fiecare școală 1.600 în 2020, 3.000 în 2021, 5.400 în regiunea de Nord în 2022. Deci fac 9.500 doar elevi din școli. Mai adăugăm aici femeile, am avut câteva sute de femei în regiunea de Nord, și mai adăugăm aici școlile profesionale, numărul 5, Colegiul de Informatică, care deja sunt parte din programele noastre. Respectiv, noi venim să umplem acest spațiu, inclusiv măcar de mâine, ca să aducem acea excelență de care s-a vorbit și acele programe care sunt necesare pentru a fi acei oameni care fac această țară extrem de frumoasă, angajabil pentru unii dintre partenerii noștri. Eu aș vrea să menționez că Orange este partener și Nortec, dar este și partener Tecul pentru toată rețeaua de centre. Respectiv, mersi foarte mult. You are Orange today. Good branding. Și felicitări FTA, pentru că s-a lucrat foarte mult. Din 2017 a fost semnat MOU, astăzi este 2022, dar asistăm la ceva, că probabil a fost nevoie de acest timp ca să asistăm la ceva mult mai frumos și mult mai mare. Ne găsiți aici, la etajul 2. Noi avem foarte multe activități, inclusiv astăzi, pentru diferite grupuri și mult mai multe în Chișinău, Comrat și multe alte localități. Mersi foarte mult! Ana, mulțumim foarte mult și noi ne bucurăm că o să vedem aici programele Tecul care au accent pe tehnologii, pe domeniul IT. Și pentru că acum hotarele se șterg, IT-ul este prezent în toate industriile, este un concept de colliding sau coliziune între tehnologii și alte sectoare. Așa cum Drexel Meyer și-a exprimat disponibilitatea de a investi într-un labor de inginerie în cadrul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Nortec, te rugăm, Vadim, să ne spui cum a luat viață această inițiativă și ce planuri aveți pe viitor. Da, mersi mult. Deci, în primul rând, stimați miniștri, stimați reprezentanții ambasadilor, doamnă rector,
din numele întregului concern Drexelmeier Group, vă felicităm cu acest eveniment frumos, fiindcă mereu spun că orice investitor de talie mondială care dorește să investească în Republica Moldova, în afară de factorii financiari care sunt în zonă, mult accent pune pe educație. Respectiv, o universitate puternică în zonă este un plus adițional pentru acea regiune, pentru a investi pentru client, fiindcă atunci când vine clientul, el cu siguranță cunoaște, fiindcă tot este din domeniu, el pune un accent extrem de mare pe educație. Pe dânsul interesează ce oameni lucrează în această companie, de cine va fi făcut acel Maserati despre care a spus Doina. Respectiv, atunci când universitatea a beneficiat de acest proiect și noi am aflat despre acest lucru, a fost foarte ușor să vorbim cu conducerea din Germania, să-i convingem, nici nu trebuiau convinși, să fim parte a acestui centru și respectiv vom avea două spații în acest centru care vor fi focusate pe instruiri în domeniul de automatizare, control technology, digital technology, robotics. Deci am dorit să acoperim mai multe nivele de instruire. Deci am dorit să instruim și acei elevi care i-ați văzut jos de la școli profesionale, de la colegii, de la colegiul inclusiv pedagogic cu care cooperăm. Și inginerii pe care îi instruim în nivelul de licență și masterat. Deci vor fi două spații în care elevii, inclusiv ai noștri, elevii din zonă, studenții, vom colabora împreună cu universitatea ca să facem un grafic comod de instruire pentru toți cei doritori care vor veni în acele ateliere. Noi vă mulțumim, Vadim, și vreau să vă zic că, de fapt, tehnologiile de inteligență artificială robotică sunt cele mai importante tehnologii pentru transformarea industriei de la industria tradițională la industria 4.0 și 5.0. Și asta este important pentru zona de nord și noi ne bucurăm că sunteți alături de noi. Timp de 6 luni vor fi setate aceste laboratoare de robotică, automatică, mecatronică și vor fi specialiștii Drexelmeier care vor ajuta și vor mentora și profesorii la etapa inițială. Și sperăm că voi să angajați acești proaspeți ingineri. Următorul partener, numai puțin important, este Endava. Endava este cea mai mare companie de IT din Moldova. Este prezentă în foarte multe țări. Vecislav, ești manager general Endava. Sunteți bazați la Chișinău. Aici veți face primul oficiu regional la... Deja v-ați selectat locația, sunteți primul rezident. Spune-ne ce v-a determinat să veniți aici, în regiune, și credeți că veți găsi aici talent și cum veți contribui la Nortec? În primul rând, felicitări organizatorilor. Ați reușit astăzi să faceți un lucru foarte frumos și ați mai reușit să aduceți. Să mutați capitala inovației de la Chișinău la Bălți. Sper să o faceți mai des. Noi ne dorim... De la bun început avem o colaborare foarte bună cu toate universitățile din Moldova. Și creșterea noastră din 2000, de la 4 persoane la peste 1000 de persoane în Chișinău, este datorată în special colaborării și suportului care noi îl primim și îl dăm către universități. Din păcate, Bălțul cumva a rămas mai departe și nu din cauza că sunt mai diferiți, doar din cauza distanței. Noi tot mai venim pe la Bălți, mai facem niște lecții, mai povestim, dar am fi vrut să fim prezenți cât mai aproape aici și să mai, dacă prin anii 2000 am reușit să oprim emigrarea din țară și am reușit să dăm salarii bune ca lumea să rămână, vorbesc zona IT, să rămână în țară, eu cred că noi putem să contribuim ca lumea să rămână și la Bălți, să nu migreze spre Chișinău. Deci scopul nostru, prezența noastră aici ar fi să ajutăm universitatea, să ajutăm comunitatea IT din Bălți și să le oferim colegilor, viitorilor colegi, un salariu decent și un loc de muncă foarte bine plătit. Noi mulțumim companiei Endava și vreau să vă zic că asta e important pentru Bălți. Cea mai importantă companie IT din Moldova va avea un oficiu regional aici, la Nortec. Și așteptăm și trainingurile care le veți face cu profesorii și cu elevii în scurt timp. Branded orange. Yeah. Yes, yes. The economy, orange economy, de fapt economia portocalii sau economia orange este economie creativă. Nu pot să nu menționez că Centrul Nortec nu este doar despre tehnologii, inginerie, este și despre economia creativă, pentru că vrem ca capitala de nord a țării să fie mai inteligentă, să fie și mai creativă, dar și economia verde.
Noi avem multe planuri cu Orange aici, la Nortec, și am să, cu mare plăcere, am să dau un cuvânt de salut Olga Surugiu, care este director general Orange. Îți mulțumesc, Doina. Onorată asistentă, vă salut și vă felicit cu acest eveniment remarcabil. Într-adevăr, Orange Moldova nu este doar despre telefonie mobilă, deși cam asta este de obicei intenția. În Moldova lumea ne cunoaște prin intermediul conectivității pe care o oferim. Suntem absolut încântați să fim parteneri tehnologici în cadrul proiectului Nortec. Și aș vrea să menționez doar câteva cifre, pentru că s-au spus multe și frumoase. Orange, prin intermediul Fundației Orange, care a luat naștere în anul 2009, a contribuit deja la îmbunătățirea vieții a mai bine de 400.000 de oameni în Moldova. Atunci când auzim aceste cifre, deja înseamnă o putere. Iar această putere am putut să o facem doar lucrând împreună cu partenerii de dezvoltare, cu autoritățile centrale și regionale, cu proiectele de dezvoltare și un mare mulțumesc tuturor, pentru că atunci când am vrut să facem ceva, cum a fost proiectul Clasa Viitorului, de mult deja în 2017, am găsit uși deschise, am obținut finanțări de mai bine de 2 milioane de euro și în 6 ani de proiect au fost zeci de mii de copii și mii de profesori care au beneficiat de Clasa Viitorului. Mă bucur că acest proiect este replicat și aici la Bălți. Am văzut deja în cadrul turului niște reprezentații frumoase și dacă ar fi doar să menționez, vrem să facem afaceri în Moldova. Vrem să facem o afacere sustenabilă, cu grijă pentru viitor. De aceea vom investi mereu în educație. Investim în copii prin proiectul Supercoders și le dezvoltăm competențe digitale de coding de la vârste foarte mici. Investim în femei prin Women Digital Center și avem deja absolvente care și-au deschis afaceri și bineînțeles că investim, iată, împreună cu doamna rector și în dezvoltarea unui Orange Digital Center la Chișinău. Am menționat și Ana, suntem parteneri la Tecuil, suntem mândri de parteneriatul la Nortec și sperăm să avem aceeași deschidere în continuare. Iar vis-a-vis de ceea ce spunea colegul meu, vă așteptăm pe toți și pe toți beneficiarii acestui proiect și ca și angajați Orange Moldova. Pentru că noi mereu avem nevoie de resurse în cadrul companiilor noastre care vor fi, de fapt, promotorii digitalizării și transformării pe viitor și a inovației. Așa că mult succes tuturor și de-abia așteptăm să vedem rezultate frumoase. Astfel noi încheiem acest triunghi de aur, noi spunem, al parteneriatelor, unde guvernul împreună cu universitatea și cu sectorul privat transformă o țară, transformă o generație întreagă. Noi pentru Moldova ne dorim o Moldova inteligentă, o Moldova creativă, o Moldova mai verde și mai sustenabilă. Și noi ne bucurăm să avem sectorul privat alături de noi în Nortec. Să știți că v-am pregătit o surpriză. Avem și colegii din industriile creative, Vasile Braga, care ne zic că astăzi noi știm că aveți și o facultate creativă aici la Bălți. Aveți copii talentați care sunt pasionați de tehnologii creative, de pictură, de artă. Noi am dat sarcină inteligenței artificiale ca să ne genereze niște imagini virtuale. Haideți să facem un pas așa să vedem ce ne-a pregătit inteligența artificială. Sarcina a fost așa, un centru de tehnologii și inovații de 6.000 de metri pătrați, unde se vor promova tehnologiile, robotica, inteligența artificială, data science, economia creativă, tehnologiile de realitate virtuală, laboratoare pentru studenți,
spații de coworking, spații pentru startup-uri. Iată, aceasta ne-a generat inteligența artificială, asta este viziunea asupra Nortec. Vă mulțumim foarte mult! Și un final countdown, 5, 4, 3, 2, 1, înainte de pauză, ca să încheiem frumos această sesiune de cuvinte de salut. Noi invităm 2, 1, Nortec. Noi vă mulțumim mult pentru Nortec. Salut, Nortec! Și invităm toată lumea la o scurtă pauză de cafea, după care vă continua programul. Cineva a uitat un telefon, vă rugăm să veniți aici pentru a-l recupera.
Stimate domnule ministru al cercetării și educației Anatolie Topală, distinsă doamna rector, onorați parteneri, dragi colegi, studenți, suntem onorați să vă avem astăzi aici în Centrul Nortec, subdiviziunea Universității de Stat ale Corosului din Bălți și vă propunem în acest panel să abordăm creativ o dimensiune care derivă din afirmația că cel mai greu drum pornește de la primul pas. O invităm în scenă pe doamna Veronica Savin, manager de proiect, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, care va puncta acea traiectoriu care a pornit de la o clădire a Universității de Stat ale Corosului din Bălți și s-a transformat într-un centru inovativ. Vă invităm, distinsă doamna Savin. Bună ziua tuturor! Misiunea mea de astăzi aici, în această scenă, este de a vorbi despre cum a fost, pentru că cum este, noi vedem astăzi cu toții. Mă gândeam că, de fapt, și clădirile au o soartă a lor, figurat vorbind. Unele își trăiesc viața și îndeplinindu-și misiunea pentru cei care le-au creat, altele, din păcate, rămân în paragină și uitate de toți. Unele însă au a doua șansă de viață și renasc, devenind utile, devenind frumoase, care rămân pentru mult timp în istoria unui loc anume. Astăzi vom vorbi despre cele mai importante etape a realizării proiectului, care la bun început se numea crearea în municipiul lui Bălți a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord. Câte ceva din cronologie. Lucrurile bune întotdeauna pornesc de fapt de la o idee frumoasă. Exact ca și în cazul nostru, o idee frumoasă a venit în mințile unei echipe de vizionari din cadrul Universității de Stat ale Corosului din Bălți, care în 2016 au depus un proiect spre finanțare în Fondul Național de Dezvoltare Regională în cadrul unui concurs de propuneri de proiecte lansat pe atunci de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. În 2017 acest proiect a fost aprobat, a fost selectat și a fost inclus în documentul unic de program 2017-2020 prin hotărâre de guvern. Tot în 2017 a fost inițiat acest mare parteneriat despre care s-a vorbit în prima parte a evenimentului, în primul rând cu proiectul de competitivitate Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Suediei. În 2019 a fost finalizat procesul de actualizare a documentației tehnice, pentru că a fost regândit acest concept, a fost oferită o nouă documentație tehnică pentru un astfel de centru care are o misiune specială. În august 2020 a fost dat startul lucrărilor de construcție. De asemenea, a avut loc un eveniment frumos, atunci era cald, eram afară și aici erau un șantier care s-a transformat astăzi în ceea ce vedem. În 2020 a fost majorată suma de finanțare a proiectului depus inițial de la 16 milioane lei la 28.500 milioane lei pentru a oferi acestui centru o complexitate maximă, pentru că inițial se discuta doar pentru nivelul 1 parter și iată acest etaj unde suntem cu dumneavoastră aici. Deci, odată mărind suma, s-a reușit să se investească în centru și astăzi el are o finalitate totală. În 2021, în decembrie, au fost finalizate lucrările de construcție, montaj și montarea tuturor sistemelor ingineriești. Inițial am avut șantierul care reprezenta, iată, o astfel de clădire de 6.054 metri pătrați. Astăzi avem două blocuri de 6.054 metri pătrați, însă reconstruite în stil modern și finisate. Un pic aș fi vrut să vorbesc despre fațada blocului. Când am preluat șantierul, fațada era realizată în proporție de circa 60%.
Astăzi ea nu lasă indiferent pe nimeni această fațadă. Cineva o admiră, cineva are poate niște întrebări sau diverse emoții. Noi, de asemenea, nu prea am înțeles la început, din start, dar acum ne place foarte mult și când o privim mai atent, pare a fi un conglomerat de geometrii metalice care împânzesc clădirea și posibil că se aseamănă cu un cristal mare, dar și această căptușeală din stejar oferă unicitate centrului și oferă o, nu doar centrului, dar în primul rând campusul universitar, dar și municipiului Bălți. Sperăm că o să ne deprindem cu astfel de arhitecturi și o să le avem chiar și mai multe. Acesta a fost, vedeți aici pe ecran câteva poze din proces, nu a fost o cale ușoară, a fost o cale foarte și foarte grea, cu multe probleme, cu multe dificultăți, cu multe surprize, să zic așa, mai puțin plăcute. Însă împreună cu toată echipa, împreună cu implicarea echipei universitare, am depășit toate aceste probleme și iată că suntem astăzi aici și probabil că de aici și apar și emoțiile. Spațiile interioare, când am preluat șantierul, ele practic nu existau. Acum spațiile sunt delimitate și sunt create într-un astfel de mod ca să ofere o comunicare ușoară, un co-working, lucru în echipă. Ele sunt bine gândite și sunt inițial au fost gândite pentru o astfel de misiune pe care o are centrul. Și ne bucurăm foarte mult că arată astăzi atât de frumos. Iarăși aici vedem inițial cum au fost aceste spații și cum sunt în prezent. A menționat și doamna rector că, într-adevăr, pe ploaie, pe vânt, pe praf și noroi, veneam aici și nu credeam nici noi că într-o zi toate lucrările vor fi finalizate și va arata atât de bine. Despre terenul adiacent, de asemenea, a fost o parte a proiectului nostru. Inițial a fost circa 4.000 de metri pătrați de teren adiacent degradat, pentru că foarte mult timp nu s-a lucrat, așa cum sunt de fapt și toate terenurile în jurul unei construcții. S-a investit în amenajarea terenului și astăzi avem un teren adiacent amenajat, dotat cu o parcare, dotat cu spații verzi și mai multe utilități necesare. Iată, aici avem imagini din parcare. Și aici este o viziune din parcare. Valoarea totală a proiectului din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională constituie 24.962.275.000 de lei doar pentru lucrări de construcție, pentru construcția sistemelor ingineriești, încălzire, condiționare, ventilare, energie electrică, alimentare cu apă și canalizare internă, amenajarea teritoriului. Perioada de implementare, iulie 2020, martie 2022, când a avut loc recepția la finalizarea lucrărilor. Ne bucurăm foarte mult că astăzi avem un astfel de centru în regiunea noastră, în regiunea de dezvoltare Nord, care cu siguranță va deveni un pol de atracție al științei și inovării de importanță regională. Îi dorim mult succes! Mulțumim, distinsă doamnă Veronica Savem, pentru angajamentul dumneavoastră sporit pe parcursul implementării proiectului. Am fost onorați să vă avem în calitate de manager de proiect, după cum suntem onorați să avem un parteneriat frumos cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord, apropo, o agenție care primește calificative de apreciere înaltă pentru un management al calității inedit. Vă felicităm, doamnă director, pentru acest calificativ pe care l-am auzit de nenumărate ori în luările de cuvânt, nu doar a organizațiilor din Republica Moldova, dar și cele internaționale, și vă remarca că acei angajați ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord sunt absolvenți ai Universității de Stat Aleco Rousseau din Bălți și nu doar a unui singur program de studii. Felicitări! Doamna Savin a lansat un punct de pornire ca să ajungem aici în centrul inovațional, dar o clădire dotată înseamnă o clădire care creează oportunități.
Vreau să vă mărturisesc că am avut un vot unanim în Senatul Instituției Publice, Universitatea de Stat ale Coruso din Bălți, atunci când am propus-o în calitate de director, pe doamna Stella Pripa, care a fost responsabilă de sectorul de cercetare și educație în zona economică liberă Bălți și îmi este colega mea, fiindcă acest centru se află în subordinea proiectului pentru cercetare și relații internaționale, ca să valorificăm acest impact pe care trebuie să-l aducă centrul Nortec pentru dezvoltarea comunității academice, am recurs la recrutare de talente. Dragă Stella Pripa, te invităm să ne zici încotro mergem de la acest start frumos. Vă mulțumesc mult, stimată doamnă prorector. Mă consider privilegiată să vă vorbesc astăzi la evenimentul de lansare Nortec, atât de simbolic, dar totodată atât de pragmatic. Dezvoltarea economică a țării și a regiunilor ei este posibilă doar prin încurajarea activității de inovare, competitivitatea țării fiind în strânsă legătură cu factorii determinanți ai inovației. Și aș vrea să încep cu poziționarea Republicii Moldova în raportul competitivității globale prin efectul factorilor determinanți ai ecosistemului de inovare. Locul țării noastre în acest clasament este, din păcate, modest, comparativ cu celelalte state pe harta globală, iar dacă să efectuăm o analiză a factorilor determinanți a ecosistemului de inovare, vom constata că Republica Moldova a primit o apreciere scăzută la capitolul colaborării stakeholderilor din comunitatea de afaceri și mediul academic în domeniul cercetării și dezvoltării și pentru, de asemenea, factorul creșterii companiilor inovatoare. Încă un factor care influențează negativ pilonii inovării îl reprezintă nivelul de utilizare de către companii a următoarelor tehnologii precum robotica și inteligența artificială. Ținând cont că unul dintre aspectele relevante vizează factorul inovativ, o cercetare a Biroului Național de Statistică privind activitatea de inovare a întreprinderilor din Republica Moldova evidențiază existența unui potențial inovațional în regiunea dezvoltare Nord, care se impune a fi valorificat și amplificat. Peste 60% din numărul total al întreprinderilor inovatoare activează în industrie, mare majoritatea lor din nordul țării fiind antrenate în industria de fapt prelucrătoare, iar în servicii activează aproape 40% din totalul întreprinderilor inovatoare. Dezvoltarea economică în regiunea de dezvoltare Nord este ireversibilă și demnă de încredere. Aceasta a devenit posibil prin crearea unui ecosistem regional de inovare ancorat în Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic Nortec. Nortec este primul centru de inovare și transfer tehnologic din Republica Moldova, creat în cadrul Universității de Stat ale Coruso din Bălți, favorabil dezvoltării, cercetării, inovării și transferului tehnologic în regiunea de dezvoltare Nord, cu misiunea de a planifica, organiza și desfășura activități de formare profesională, inițială și continuă, consultanță, cercetare, inovare și transfer tehnologic, cu o deschidere largă către mediul de afaceri în domeniul tehnologiilor inovative la nivel național, dar și internațional. Suntem ambițioși. Obiectivele Nortec au fost divizate conform următoarelor domenii de intervenție. Antreprenoriat, or, cum s-a mai menționat, se dorește crearea în cadrul Nortec a mediului potrivit pentru dezvoltarea antreprenoriatului și creșterea start-up-urilor prin programe de incubare și accelerare, inginerie și IT, educație și comunitate. Nortec reprezintă un ecosistem regional cu o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați și va pune la dispoziție în cel mai scurt timp săli de conferințe, săli de ședințe și instruiri, spații de coworking, spații ideației și networking, birouri pentru start-up-uri și companii private, precum și laboratoare și ateliere de fabricare. Totodată, centrul va dezvolta și oferi celor peste 4.000 de studenți ai universității, precum și elevilor din licee și colegii, dar și tinerilor profesioniști din regiune, programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și digitale, programe de dezvoltare a abilităților în domeniile inginerie, robotică, IT, industrie 4.0 și creative,
participarea la diferite programe de accelerare, la cursuri specializate, la programe de mentorat și la stagii la companie private, viitor rezidenții ai centrului, traininguri pentru dezvoltarea culturii de inovare. Nortec va conecta mediul academic, privat și public, oferind beneficiarilor acces la tehnologii inovative pentru a fi aplicate în educație, cercetare, industrie, business, agricultură, inginerie, servicii creative și alte sectoare ale economiei regionale, educând o forță de muncă pregătită pentru viitor. Nortec își propune pe viitor să asigure infrastructura, serviciile, expertiza și suportul necesar pentru creșterea numărului de produse și servicii inovative lansate pe piață de către companiile din regiunea Nord în sectoarele cu valoare adăugată înaltă. În al doilea rând, își propune să stimuleze transferul de noi tehnologii la nivelul mediului de afaceri și al serviciilor publice. Pe final, vreau să menționez că avem toată echipa o deosebită plăcere de a vă avea pe toți la acest eveniment foarte important pentru întreaga regiune de nord a Republicii Moldova, pentru creșterea economică a acesteia și consolidarea profilului de regiune deschisă pentru inovare, antreprenoriat și transfer tehnologic. Și mai important este însă ceea ce va urma după acest eveniment. În acest context credem că anume inovația este răspunsul creativ și inspirat la întrebarea: cum putem transforma ceea ce este deja uimitor în ceva ce este extraordinar? Mulțumim mult, distinsă doamna Pripa, pentru această prezentare a viitorului Centrului Nortec. Este o onoare pentru noi să colaborăm cu zona economică liberă și companiile rezidente în această zonă, care a avut permanent o deschidere inedită pentru consolidarea capacităților universității noastre și evident că lucrul acesta se va regăsi în continuare prin funcționalitatea acestui centru. Am văzut punctul de pornire, am văzut punctul de sosire, încotro merge Nortec. Și acum să ne întrebăm, dar ce potențial are instituția în care vă aflați? Fiindcă vă aflați într-o instituție publică, Universitatea de Stat Ale Corusot din Bălți, unica de la nordul țării, care evident că are un potențial aparte, care și-a croit drum timp de 77 de ani, fiindcă a fost fondată în 1945. Faptul că am fost ambițioși s-a văzut de la pornirea noastră de a ne deschide potențialul către câmpul muncii, fiindcă în 92 ne-am transformat de la un institut pedagogic într-o universitate clasică care și-a dorit să răspundă imperativelor timpului, ori ajustarea noastră ca și instituție la o societate în permanentă schimbare reprezintă o prioritate pentru noi. Suntem universitate angajată în viitor, universitate pentru care cultura calității, cultura organizațională, asumarea rolului de promotor a cercetării și educației de calitate, dar și a inovării proceselor universitare, reprezintă nu doar un deziderat, ci o fermă convingere a mediului științifico-didactic universitar. Universitatea noastră în cifre arată poate nu atât de atractiv, dar extrem de atractiv pentru o universitate amplasată în regiune, fiindcă întrunim toți indicatorii de universitate clasică. Dacă ne uităm rapid peste cifre, avem 4 facultăți, fiindcă la Nord, în universitatea noastră, optimizarea a pornit de mult, ne-am dat seama că avea un număr mare de facultăți nu înseamnă mai mult câștig, este suficient să avem programe competitive, studenți care dețin inteligență competitivă și să fim atractivi pentru câmpul muncii. De ce la moment avem 4 facultăți, o școală doctorală, 3 școli doctorale în consorțiu, un colegiu și un centru de formare continuă? Dragi oaspeți, acest centru Nortec, care la prima asociație s-ar părea că este conectat strict la industrie, inginerie și IT, este de fapt conectat la toate programele Universității de Stat ale Corusot din Bălți. Dacă aș porni de la Facultatea de Litere, unde găsim traducători, unde găsim vorbitori de 7 limbi,
care sunt extrem de căutați de companii și avem și jurnalism, sunt cei care sunt conectați la industria creativă. Evident că aici și competențele studenților își vor găsi explorare. Doamna decană, deci vă așteptăm aici pentru că studenții facultății dumneavoastră au fost extrem de întrebați la Târgul Oportunităților de Carieră, care s-a produs în instituția noastră în data de 17 octombrie, cu suportul Institutului Goethe din București și Ambasada Germaniei, cu sediul în Chișinău, care ne-a dus 30 de organizații și 25 de companii multinaționale, dintre care 75% erau germane și am fost extrem de solicitați pe dimensiunea de furnizare a cadrelor vorbitoare de limbi străine și au menționat prestația, deci facultății respective în pregătirea cadrelor. Voi remarca în acest context că atunci când avem foruri științifice și studenții scot în evidență rezultatele cercetării științifice, de regulă atelierele se produc în 7 limbi. Limba engleză, germană, franceză, spaniolă, rusă, ucraineană și, evident, limba română. Este un lucru frumos care se întâmplă aici la noi acasă și vrem să-l facem public. De asemenea, avem o facultate care este conectată direct la predestinația acestui centru, fiindcă ea pregătește ingineri, inclusiv prin programe dezvoltate cu zona economică liberă, cu companii germane, inclusiv cu investiții ale statului german, dar această facultate de științe reale, economice și ale mediului pregătește și specialiști în TIC, tehnologii informaționale și comunicaționale, și aici cunoaștem că avem o conexiune și un parteneriat extrem de frumos al universității cu companiile IT. Avem managerii de catedră, decanul facultății aici în sală și s-a vorbit astăzi și în introducere despre știința verde, despre necesitatea de a avea o țară ecologică conectată la știința verde, ceea ce ar însemna că și studenții de la facultățile economice și studenții de la facultățile cu care studiază biologie, ecologie, sunt extrem de căutați și conectați la acest centru. Ne ducem la Facultatea de Științele Educației, Psihologie și Arte, care sunt conectați la industria creativă, și dacă ne dorim astăzi în orice domeniu național al economiei naționale să avem cadre calificate, atunci să investim de aici, în copiii și în viitorii educatori care pleacă în grădinițe, în viitorii pedagogi de învățământ primar și preșcolar, ori educația, deci pornește de aici, din incinta universității, și pe prim plan predestinația acestui centru are educația, care ține de formarea universitarilor. Tot la această facultate pregătim psihologi, deci și Vadim Bubulici a absolvit această specialitate, ceea ce denotă că domeniile de resurse umane coaptează absolvența tuturor specialităților, lucru care este evident unul extrem de valorificat. Și avem Facultatea de Drept și Asistență Socială, care furnizează și specialiști pentru administrația publică, care trebuie să fie inovativi, care trebuie să aibă o minte care generează idei focalizate pe dezvoltarea țării, dar avem și juriști care sunt angajați în companii și, evident, asistenți sociali care trebuie să aducă inovații aici acasă. În rest, cele peste 40 de programe pe care le avem la fiecare ciclu și o școală doctorală în filologie, dar și un centru de formare continuă, evident că facilitează încadrarea noastră în spațiul național al învățământului superior. Cea mai mare valoare a universității noastre sunt oamenii. Astăzi noi ne-am convins că atunci când se adună oameni obișnuiți, dar se adună împreună și fac echipe competitive, ei pot dezvolta și pot crea lucruri neobișnuite. Iată, universitatea noastră are asemenea oameni. Și acești oameni se regăsesc și prin indicatorii cu privire la potențialul științifico-didactic, dar și cel care vizează faptul că
În universitate prestăm programe de formare care au fost acreditate de 4 agenții. Avem Agenția Națională ANACEC, ARACIS-ul din România, ECA din Estonia și AQUAS din Germania. Deci o universitate care este competitivă pe plan internațional, după cum denotă și ultimele acreditări. Mă bucur că atunci când o să vorbesc de azi înainte despre campusul USARP și o să zic, uite, avem în campus 7 blocuri de studii, circa 354 de săli de clasă, laboratoare, o multitudine de centre de învățare a limbii străine, de promovare a culturii și civilizației diferitor state, atunci când o să zicem că avem 3 săli sportive, cămine și o cantină, o să zicem de azi înainte că avem și Nortec. Este un lucru pentru care vă mulțumesc aici în plan public. O mare bogăție a universității o constituie biblioteca științifică universitară. Aici aveți o imagine care denotă faptul că suntem conectați la baze de date internaționale, ceea ce înseamnă că Centrul Nortec va avea posibilitatea să exploreze pentru a dezvolta programe de cercetare aceste rezultate inedite a ceea ce înseamnă conectarea Universității de Stat Alecu Ruso din Bălți la spațiul european al cercetării și inovării, dar și la spațiul mondial. Suplimentar, universitatea noastră este o universitate care are o largă deschidere internațională și această largă deschidere internațională o datorăm și autoguvernanței studențești, care ați văzut aici imaginea cu autoguvernanța, studenții pentru care muncim zi de zi și care sunt deosebiți. Onorați oaspeți, vrem să vă zicem că experiența universității noastre de a conecta studenții la procesul de luare a deciziilor este una inedită și cu siguranță o să vă convingeți pe parcursul comunicării cu noi sau activităților noastre de acest deziderat. Suntem o universitate cu o largă deschidere internațională. Aici, la ecran, vedeți cele circa 13 proiecte de consolidare de capacități care au fost dezvoltate în cadrul universității noastre în ultimii 5 ani. Sunt proiecte de consolidare de capacități care au adus inovații aici acasă și în acest context, evident că ne bucurăm foarte mult de faptul că astăzi, când am avut aici reprezentanții ambasadelor 3 state, aici la ecran noi avem proiecte inedite pe care le-am dezvoltat cu suportul acestor țări și Suedia, care prin intermediul Universității Regale, Universității Malmo, aduce aici schimbarea acasă, dar și avem aici ambasada Marii Britanii, care astăzi ne-a investit în noi prin intermediul universităților Gloucester, dar și a Universității de Business din Londra. O bună oportunitate pentru a consolida capacitățile umane o reprezintă mobilitățile academice. Aici puteți vedea largul parteneriat pe care îl avem cu universități din afară, unde studenții pot accesa o bursă pentru realizarea unui internship de calitate într-o universitate europeană, dar și profesorii, studenții care pot pleca într-o mobilitate internațională. Nu în ultimul rând, țin să menționez, să scot în evidență capacitățile universității de a atrage fonduri și o să prezint aici două rezultate care rămân în istoria universității cu anul 2022. Avem renumitul proiect finanțat de Banca Mondială, Învățământul Superior din Moldova, prin care am atras o sumă atractivă pentru implementarea 3 proiecte. Unul este dedicat profesorilor inovativi pentru copiii Republicii Moldova și mai avem unul dedicat programelor de inginerie și CREM IT, programelor care vizează dezvoltarea
specialităților de informatică. În acest context venim cu mesaj de gratitudine către Ministerul Educației și Cercetării, care ne-a ghidat eficient, a supervizat procesul de aplicare la aceste proiecte și evident că o să ne străduim ca prin intermediul acestor proiecte să creăm circa 30 de spații similare din perspectiva inovației, din perspectiva creativității, dar mai mici ca proporții. Tot în acest an am câștigat 4 proiecte internaționale. Unul este din programul Orizont, prin care încercăm să aducem cercetarea mai aproape de elevi, să dovedim modul în care o carieră de cercetare aduce un beneficiu carierei visate de un copil, dar am scos în evidență și 2 proiecte pe care le-am câștigat prin intermediul ambasadei Statelor Unite ale Americii și Agenției Universitare a Francofoniei, ca mesaj de gratitudine pentru oaspeții prezenți aici în sală. Nu în ultimul rând, vin cu mesaj de gratitudine pentru partenerii acestui proiect, care au fost elucidați astăzi de către doamna rector. Deci avem Primăria Municipului Bălți, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, avem și 3 ministere de suport, dar avem și partenerii străini, deci partenerii de dezvoltare, cărora le zicem un mare mulțumesc pentru tot acest efort consolidat. Și dacă doamna rector, în finalul discursului, a venit cu mesaj de gratitudine pentru comunitatea academică a universității, eu vreau să vin cu mesaj de gratitudine pentru doamna rector, care în acești 5 ani, împreună cu toți cei care am consolidat efortul acesta de finalizare cu un rezultat frumos, doamna rector Natalia Gașițoi a dat dovadă de un management de excelență, corectitudine, transparență și capacitatea de a coagula eforturile pentru acest rezultat final. Vă mulțumim, doamna rector! Astăzi, doamna director Stella Pripa a stipulat și prevederi din regulamentul funcționării acestui centru, care a fost aprobat la Senatul Universității în unanimitate, dar istoria acestui document care va porni activitățile aici este una lungă. Am început-o din momentul când actualul ministru al Cercetării și Educației, Anatolie Topală, avea funcția de secretar general, ca și ministrul Andrei Spânu, și împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord, cu Primăria, dar și cu partenerii de dezvoltare, am încercat să ajustăm acest regulament ca subdiviziunea Universității Nordic să fie una funcțională, una inovativă și una atractivă. Dragi oaspeți, vă mulțumim, vă așteptăm la Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți. Bună ziua, stimați colegi, și acum continuăm cu un panel la fel de important, în care o să invit alături de noi pe colegii rezidenți deja din sectorul privat, Ana Chiriță de la Techwell, care o să ne povestească câteva detalii pe programe. La fel, Ana, îți mulțumim. Și Vadim Bubulici, colegii noștri, deja vecinii noștri de la Draxel Mayer. Cred că Vadim o să te vedem mai des la etajul întâi în procesul de formare, de creare a laboratoarelor. Doamna Nona Deininco, Amsoft Group. Și mai avem și colegii de la Magnetec. Radion, dacă ești cu noi? Așa. Ok. Haideți acum să vedem ce va fi la capitolul programe. Am văzut că avem deja pregătite activități și programe care Ana ne-a promis că poate să înceapă chiar de mâine. Noi să știți că am dat, deja au început programele, noi avem tururi cu studenții și avem și invitații studenții de la școli și de la colegiile profesionale din regiune.
Să știți că căldura au dat-o chiar ieri seara, ieri noaptea. Deci suntem gata să începem, suntem pregătiți. Ana, hai zi-ne mai mult ce va fi în spațiul Techwheel, care este un spațiu, un întreg etaj, etajul 2, cu spații multifuncționale și veniți cu toată suita de programe. Deci ceea ce vor avea acces copiii și studenții la Chișinău, la fel va fi și aici la Bălți, da? Nu știu dacă avem... Da. Avem prezentarea pusă? Ca să... Ok. Eu am să mă scol ca să văd ce, despre ce vă povestesc. Prezentarea pe care am pregătit-o este mai mult axată ca să înțelegeți tot spectrul de ce ne ocupăm noi, nu doar în Chișinău, dar și în alte zone. Îmi trec foarte, foarte rapid peste câteva cifre, unde suntem și după aia am să încerc să fiu succintă pe ce vom face aici. Scopul proiectului pe care... Îl numim noi Techwheel, a fost să creăm o rețea de centre de excelență în domeniul IT, să lucrăm pe componenta de human resources sau capital uman și să încurajăm antreprenoriatul. Ca cifre pe care le avem noi în 7 ani de proiect, care a finalizat în septembrie 2022, dar noi ne continuăm activitatea pentru că noi suntem sustenabili sau vom fi sustenabili, deci, în total avem 185.000 de beneficiari care au trecut prin programele Techwheel și am încercat să atragem destul de multă implicare și din partea sectorului privat. Noi venim mereu cu aportul sectorului privat. Am avut o finanțare de 8,9 milioane de dolari din partea USAID și guvernul Suediei și, de fapt, cifra pe care aș vrea să o menționez este 10,2, sector privat sau surse alternative. Atunci când vorbim despre o rețea, noi avem câteva centre. Este o poză mai veche, dacă vedeți, ne plimbam prin Comrat, prin Bălți, prin Chișinău și sunt, aceste hub-uri sunt existente atât în Chișinău cât și la Comrat și de astăzi și la Bălți. Dacă e să vorbim despre unul dintre ele, este vorba de PowerTech, foarte rapid, axat pe energii regenerabile în cadrul UTM, deschis anul trecut. Deci se întâmplă anumite activități pentru copii și pentru studenți acolo. Vorbim despre Comrat, care este în cadrul Universității de Comrat și care are cam 350 de metri pătrați acolo. Ajungem la Bălți. Este interesant că am încercat în cadrul hub-ului nostru de la Bălți să atragem mai multe proiecte și mai mulți parteneri. Pe lângă cei menționați, USAID și Guvernul Suediei, avem și Liechtenstein Development Cooperation, care vine să susțină Clubul Tinerilor Maker. Avem UN Women, care a susținut crearea unui Women Hub în cadrul la Bălți. Avem Fundația Orange, care ne asigură, de fapt, și conexiunea în toate centrele pe care le avem, dar și ajută cu programe. Avem Asociația Națională a Companiilor IT, care, de fapt, este acel promotor a sectorului privat. Totodată, noi cumva, pentru noi, am definit că avem și câțiva rezidenți. Sunt vorba de acele programe care vor fi rulate. Noi avem obiceiul să brânduim fiecare program separat și să dedicăm o echipă separată. Deci este vorba de 4 care, cu care începem. Este Techwheel Academy Kids, Techwheel Academy, Women Club, Women Hub și Youth Maker Club sau Clubul Tinerilor Maker. Pe hartă puteți observați frumușel unde mai sunt centre Techwheel. Ele sunt diferite, dar sunt anumite servicii care sunt livrate la aceeași calitate, la fel, peste tot. În cifre, că tot este interesant. Nu știu câți dintre voi știu că Techwheel a existat la Bălți și până la deschidere, de fapt prin programele care au fost rulate. Și este vorba de circa o investiție de 680.000 de dolari care a fost pusă în programe. Programe de antreprenorat, programe pentru copii, programul Techwheel în fiecare școală. Menționasem că avem peste 10.000 de beneficiari și o comunitate care deja există. La etajul 2, dacă mergeți, din păcate nu mai este loc în sală. Este prea mică. Mereu zicem că noi nu încăpem. Și nici la Kids, și nici la Youth Maker Club, și nici la celelalte. 260.000 de dolari au mers în investiții în acel centru sau în acea infrastructură care este și cam 150.000 sunt disponibile la moment pentru programe care vor fi axate pentru femei, Youth Maker Club și copii. Pe ce ne vom focusa?
Deci inovație și anume partea de creșterea capacității ca să inovăm. Când vorbim despre cursuri pentru copii, noi avem o grilă de 20 de cursuri pe care le oferim și programe care le oferim în Chișinău, Comrat și Cahul. Aici vine partea de robotică, vine partea de design grafic, vine partea de video storytelling, vine partea de 3D printing, vine partea de tot ce ar vrea un copil să aleagă, să-și aleagă acel journey sau path care îi place lui. Noi facem testări pentru copii, pentru că foarte des se întâmplă că părinții vor ca copilul să facă asta, copilul nu vrea să facă asta și este bun la complet altceva și atunci se discută cu părinții cum ar fi mai bine să se axeze. Tech-ul în fiecare școală, menționasem că suntem prezenți în Bălți, în 20 din 22 de școli, în regiune sunt mult mai multe. Atunci când vorbim despre cursuri de recalificare, vom începe cu câteva direcții, așa cum o facem și în alte zone, fie că este vorba de digital skills, fie că este quality assurance, fie că este programare, care poate fi oferită studenților și elevilor și celor care vor să se recalifice în domeniul IT. Când vorbim despre Women Hub, este o serie de instruiri pe care le oferim femeilor. Dacă celelalte nu neapărat sunt mereu, de fapt două sunt cu plată, două sunt gratuite. Noi facem un mix între social și social business, pentru că noi nu facem profituri. Vom oferi femeilor, începând din ianuarie, anume în Bălți, cursuri pe trei direcții și vorbim despre quality assurance, despre design grafic și despre digital social media. Anterior am avut două sau trei serii deja de aceste programe, în total am avut 9, de asta nu știu dacă exact 2 sau 3, pentru că ele sunt foarte multe care se întâmplă Bălți, Comrat, Cahul, Chișinău și așa mai departe. Și ne propunem ca minim 100 de femei să treacă prin aceste instruiri. Când vorbim despre suport pentru universitate, am avut câteva programe pe care le-am lansat, vom vedea cum putem să le oferim mai departe. Este vorba despre capacitarea universităților în total, sunt 8 la număr, de a promova o carieră în IT. Noi credem că fiecare universitate poate să-și creeze o grilă bună de servicii, respectiv, câteodată este vorba doar de the word of mouth, cât de bine acest lucru ajunge în piață. Am avut un program UTeach, care venea să susțină profesorii universitari care să vină sau să devină ca ambasadori în domeniul IT și să atragă în jurul lor acea capacitate de a aduna lume care vrea să facă IT. Și evident, training-uri pentru recalificarea profesorilor care vin on top. Noi considerăm că fără acest suport din partea sectorului privat este destul de complicat să cerem de la profesori ceva, deci mereu trebuie să existe anumite premize care sunt oferite. În programul Tech-ul în fiecare școală noi tot instruim. În fiecare an, 5 săptămâni din an, sute, mii de profesori sunt instruiți one-on-one. Și pe partea de antreprenoriat, am avut anterior Startup Academy Uni, cred că vom începe și cu Startup Club, deci este vorba despre niște meet-up-uri care se întâmplă pe teme libere în domeniul antreprenoriatului și evident că vom oferi elemente de co-working, co-sharing spaces în care pot fi, lumea poate să co-creeze. Noi mai avem și un fintech hub, n-am să mă opresc aici, el tot este funcțional, așa arăta el cândva. Și evident că ceea ce ne propunem noi mereu este ca... deci noi niciodată nu mergem pe o zonă unde nu este un interes din partea sectorului privat. Iar ceea ce ține de componenta de antreprenoriat, noi credem în idei care pot să schimbe lumea și de aceea am avut peste 2000 de echipe în total pe care le-am ajutat și pe care le ajutăm în continuare. Noi încercăm să găsim o nișă care vine să crească pe baza celorlalte programe și să existe interdependență între ele. Vom vedea cum acest lucru va merge la Bălți. Sunt sigură că va fi interesant. Pentru asta chiar era nevoie să avem un spațiu. Și... cifre, cifre, cifre. Asta este programul Tech-ul în fiecare școală, pentru că, cumva am menționat despre el, 333 de școli overall. Și gata, mersi. Cam asta vom face noi aici. Noi îți mulțumim foarte mult. După cum ați înțeles, Nortech este un hub, este o platformă în care vom reuni cei mai importanți jucători din domeniul tehnologiilor și ingineriei și vom libra o suită de programe și activități aici în
platforma Nortec. Noi ne bucurăm să avem un etaj întreg cu programe tech-ul, care vor fi și extracurriculare, vor fi și încadrate în programele educaționale, și pentru că avem aici profesori, cadre, corpul profesoral de la universitate, sper că împreună să restructurăm și programele și să îmbunătățim și programele de IT și inginerie. Eu înțeleg că asta este o direcție mai nouă pentru Bălți, dar este o direcție care trebuie lărgită. Noi vedem interes de la studenți pentru direcții de IT și inginerie și ne dorim ca să poată învăța asta la universitate, nu doar să facă certificări în afara universității. Și eu știu cu siguranță că ATIC și TEC-ul ne vor fi alături. Ceea ce discutăm acum cu colegii de la TECO este și lansarea unor laboratoare Cisco, laborator de networking, pentru ca să putem integra în procesul educațional. Noi, în final, ne dorim ca acei tineri care o să facă parte din Nortec să vină aici să găsească tot. De la un curs, de la un meetup, de la o comunitate de tineri care inspiră cu tehnologii, până la o oportunitate de a face aici laboratoarele. Eu sper că nu o să închideți centrul colegii de la universitate și o să aduceți aici studenții la orele lor de bază. O să deschidem noi programe de master, o să facem noi cursuri, o să transformăm ceea ce ar da naștere unei viziuni noi, direcții noi de IT, digital și inginerie pentru Universitatea din Bălți, pentru că sunteți un jucător extrem de important pentru a transforma toată economia. Cred că puțin ne dăm seama, dar 60-70% din forța de muncă trebuie reinstruită cu abilități digitale pentru ca să poată face față jobului actual. Nemai vorbind că aveți industrie, dacă ne referim la companii de confecții, astăzi mașinile sunt mai inteligente, trebuie programate mașinile ca să facă broderie, trebuie să ne integrăm în comerțul electronic, trebuie să producem copii de altă generație, copii digitali și asta tineri digitali. Asta este foarte important. De aceea, încă o dată subliniez cât de important este alinierea ATIC, Asociației IT, la acest proiect Nortec și un partener mai mic care este ACET, este Asociația Regională de IT, care la fel îi vedem parte din marea familie a Nortec, care vor veni cu programe locale de digitalizare a business-ului. Și cred că tot noi ne dorim ca atunci când vorbim despre tehnologie în zona Bălți, să vorbim despre Nortec. Tot ce ține de tehnologie să se întâmple aici. Și noi ne bucurăm că la invitația noastră s-au alăturat colegii de la Drexelmeyer, de la Zell Bălți. Este o companie campion, sau au fost primii care au venit în Zell Bălți. Noi vedem că Nortec este într-o formulă diferită. Dumneavoastră veniți la Chișinău, ați văzut rețeaua de centre, TechWell, ArtCore, MediaCore, ZipHouse pentru industrie ușoară, FabLab, Clasa Viitorului. Fiecare platformă de inovare este diferită, este unicală. Noi nu avem o rețetă pentru Nortec, noi o să o construim împreună. Această viziune de co-creare, care a zis Ana mai devreme, o să o facem împreună. Și dacă vreți să avem un Nortec de succes, vă invit să veniți cu idei, ce să facem aici în Nortec, ce proiecte, ce activități. Este un spațiu a comunității din zona de nord, comunitatea de afaceri, comunitatea guvernamentală, universitară și comunitatea tinerilor. La invitația Drexelmeyer ca să facem să vină aici ca primii ancoră, primii rezidenți, ei ne-au răspuns cu siguranță că da, noi venim. Și atunci când am discutat cu Vadim, sunt oare nevoie de ingineri? Aveți voi nevoie de studenți aici la Bălți să-i producem? O să-și găsească ei de lucru la Drexelmeyer în calitate de inginer sau o să trebuiască să părăsească Bălțul și să găsească în altă parte joburi de inginerie? Sunt joburi bine plătite, sunt joburi mai inteligente. Este o anumită standard pentru un job de inginerie.
Vadim mi-a răspuns cu siguranță că da. Vadim, te rog să ne zici un pic mai detaliat decât ne-ai spus la cuvântul de salut, ce se va întâmpla la etajul întâi, când vor fi aceste laboratoare, ce activități vor fi acolo. Ok, mersi mult. Deci, întâi de toate, aș vrea să încep cu o informație așa mai interesantă. Am realizat acum că, de fapt, anul acesta am făcut 10 ani cu Universitatea din Bălți, de când am pornit programul de licență în inginerie și management în transportul auto. Deci, pentru Bălți, atunci în 2012, când noi am pornit prima grupă din matriculare, asta a fost ceva nou. Așa cum știți, universitatea atunci, la moment, în inginerie, nu prea avea specialități deloc, da, nu avea specialități, respectiv, compania noastră atunci a semnat un parteneriat, a fost un proiect finanțat inclusiv de către guvernul Germaniei, în care s-a semnat un acord de cooperare între Drexelmeier ca companie la mijloc, Universitatea de Stat Ale Curso din Bălți și Hochschule Landshut din Germania, în care profesorii de acolo în domeniile de managementul mediului, construcția automobililor, managementul producției, managementul calității veneau aici pe loc, în cursuri de 2 săptămâni, predau cursurile aici cu studenții locali, profesorii din Bălți asistau la cursuri, preluau toată documentația cu traducătorul, deci asta deja a fost 10 ani în urmă. Respectiv, atunci noi am început, de atunci noi am instruit foarte mulți ingineri și la întrebarea pe care a adresat-o Doina dacă avem nevoie de ingineri, cu siguranță că da. Și la multe evenimente, mult stimatul domnul Viorel Bostan, domnul rector, câteodată nu este de acord cu mine când eu spuneam că în 2007, când noi am venit aici în Moldova, domeniul automotiv, era o insuficiență foarte, foarte mare de ingineri. Și el spune că ingineria mereu exista la UTM, însă noi vorbim de două inginerii diferite. Deci noi vorbim de o inginerie care mai mult se focusa atunci pe agricultură, pe utilaje agricole, pe tractoare, dar în cazul nostru este vorba de o industrie în automobil de clasă lux, ceea ce ar însemna și tehnologii noi, ceea ce însemna și viziuni și creativitate și design și toate momente care un inginer modern nu poate îl acoperi doar din perspectiva tehnică. Respectiv, specialitatea aceasta care noi am făcut aici la cadrul universității, ea s-a numit inginerie și management, fiindcă un inginer trebuie să fie capabil să cunoască și anumite aspecte de management, și anumite aspecte legate de resurse umane și de cifre și de finanțe, nu doar de partea aceasta tehnică. Respectiv, în primul rând, felicitări nouă, doamnă rector, pentru acești 10 ani și a fost o contribuție extrem de mare, deci noi deja pot să vă spun cu siguranță că peste 50 de absolvenți a acestui program noi am angajat. Deci asta înseamnă 50 de ingineri în zona din nord, pregătiți de către universitate, angajați în domeniu. Avem colegi care, mă rog, după realitatea vieții au plecat și activează acum în uzina Tesla din Germania, care de asemenea au fost parte a acestor programe de instruire. Clar că nu este de dorit să plece, dar asta înseamnă totuși că este un nivel înalt de instruire. Și respectiv a fost o investiție și din partea companiei noastre, am investit peste 200.000 de euro în burse la acești studenți, fiindcă fiecare student care a fost selectat pentru bursă a beneficiat de ea pe tot parcursul anului și plus practică plătită în cadrul companiei. Deci anual în jur de 18 studenți vin la companie, la practică plătită în diferite departamente, anume de la inginerie. Deci nu mai vorbim de facultățile de limbi străine și restul. Ce vom avea noi aici? Întrucât industria automotive ne-a făcut ca să instruim intern angajații noștri din 2007, în mare majoritate noi am instruit intern, însă, începând cu anul 2014, noi am fost acea companie care am pilotat sistemul de învățământ dual în Republica Moldova și la momentul de față noi avem cooperare cu 3 școli profesionale, un colegiu și 2 universități. Ceea ce înseamnă că vorbim de nivele 3, 4, 5 și 6 de calificare, plus masteratul care a fost recent. Și ideea noastră este că un inginer trebuie să fie creat sau, spunem așa, dezvoltat începând de la nivelul 3. Respectiv, ne gândim că în aceste spații care vor fi în atelier, atelierele care sunt jos, deci în principiu vor fi 2 spații. Unul din ele va fi axat mai mult pe interacțiunea cu studenții, fiindcă avem interacțiune cu studenții de la Le Corso, unde vor fi acele întâlniri cu studenții, discuții, prezentări, expoziții. Și a doilea spațiu care va fi nemijlocit pentru instruire, un atelier, un laborator, dotat 100% cu echipament din Germania, deci începând de la mobilă și finalizând cu
celelalte utilaje care sunt nemijlocit folosite în procesul de instruire, toate vin din Germania. De ce? A fost întrebări de la multe persoane. De ce nu procurați mobilă de aici, de pe loc? O masă de instruire în domeniul electro de aici, din Moldova. Răspunsul a fost următorul. Noi avem un standard. Deci avem mai multe locații unde învățăm copii. Tunisia, China, Austria, în Mexic, în majoritatea țărilor de globul pământesc. Ceea ce înseamnă că un elev, dacă vine în schimb de experiență, da, în altă țară, el dacă vine într-un atelier, el cu siguranță poate deschide o noptieră și să găsească fix acea, nu știu, șurubelniță de care el are nevoie și pe care el poate să o găsească fix în același loc și în altă țară. Și în al doilea rând, aceste utilaje care sunt procurate de acolo, ele sunt specializate pentru instruire, ele sunt securizate, fiindcă totuși vorbim de conexiuni electrice, conexiuni pneumatice. Ceea ce înseamnă, noi ducem responsabilitatea pentru acești tineri și atunci calitatea trebuie să fie și ea de același nivel. Respectiv, va fi dotat cu, în primul rând, cu mese de laborator electropneumatice. După aceasta vor fi dotate cu echipamente de automatizare, de control technology, de digital technology și de robotizare. Evident că aceste investiții nu se realizează într-un pas, fiindcă orice livrare care este făcută din Europa, ea durează, dar cu siguranță vom urgenta aceste lucruri și vom, evident că putem începe aceste instruiri chiar și în timpul cel mai apropiat, fiindcă noi nu avem echipamentele doar acestea care vin aici în centru. Noi putem folosi și acele care sunt deja la noi în locațiile noastre. Respectiv, cu siguranță, noi am putea să startăm cât de urgent posibil aceste instruiri și nu va fi nicio problemă. Vadim, îți mulțumesc foarte mult și faptul că ai menționat și alte universități, here is another challenge, un challenge pentru, văd aici, este doamna rector de la Universitatea Pedagogică, avem și colegii pedagogi pe campus, ai menționat Universitatea Tehnică. Eu înțeleg așa că Moldova este mică și trebuie să avem o colaborare între universități și cu sectorul privat. Și dacă Universitatea din Bălți nu își poate permite din bugetul propriu să aibă astfel de laboratoare, iar voi susțineți, la fel eu înțeleg că ar fi careva cursuri din inginerie care ar fi bine predate de lecturile de la UTM. Ar fi cursuri de inginerie, de alt tip de inginerie, care ar fi bine predate de lectorii Universității din Bălți. Și atunci, un challenge pentru colegii noștri rectorii. Haideți să facem programe de licență și de master duble, ca să asigurăm că să fie în beneficiu studentului, să asigurăm că ceea ce putem face mai bine la Bălți, ceea ce putem face mai bine la Politehnică sau la Universitatea Pedagogică, să fie în sprijinul studentului. Dacă îmi permiți, Doina. Deci noi tocmai asta și-am făcut, deci doamna prorector Prițcan cunoaște că noi am depus chiar și un proiect cu mai multe universități, deci a fost vorba de UTM, a fost vorba de Universitatea din Cahul, Universitatea din Bălți, Erasmus Plus cu Brașov împreună, anume în domeniul tehnic. Deci proiectul am dorit să-l numim Need for EU, în care să fie dezvoltat anume un program de master, anume în domeniul inginerii. Deci deja deci lucrăm sunt în... sunt aceste planuri. Noi îți mulțumim foarte mult, Vadim, și ne bucurăm că suntem pe aceeași undă și cred că urmează noi planuri pentru studenți care vor să devină ingineri. Oricum zicem că inginerii creează acum viitorul și peste tot vedem elemente de inginerie. Și aș vrea să întreb pe doamna director AM Soft Group, doamna Nona, ne ziceți, vă rog, sunt locuri de muncă în domeniul IT aici la Bălți, că toată lumea aleargă la Chișinău. Și zic că acolo sunt locurile de muncă în IT, acolo sunt companiile. Ce se întâmplă aici în Bălți? Deci, în primul rând, îmi permiteți să transmit mesajul colectivului nostru care salută deschiderea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic ca subdiviziune a Universității de Stat Aleco Ruso, care este o instituție de învățământ superior, cu o istorie bogată, cu tradiții, cu experiență, pentru care își asumă rolul promotor a excelenței științifice, educaționale și culturale în societate. Noi colaborăm cu Universitatea deja al 14-lea an, avem o colaborare fructuoasă și sperăm și în viitor să colaborăm și pe această dimensiune, că avem
potențial atât în domeniul IT, cât și didactic. Suntem o companie cu peste 50 de angajați, mai avem nevoie de angajați, avem 4 doctori în știință și 2 conferențiari universitari care participă la procesul didactic în cadrul universității și inovațiile, transferul tehnologic pe care îl folosim în proiectele noastre, unele elemente le transmitem și studenților noștri. Deci, prin noi au trecut mai mulți de, pe parcursul a 14 ani, mai mulți absolvenți ai universității, dar, cum a zis și domnul, că unii pleacă mai departe, nu din cauza că nu oferim condiții sau salarii atractive, cred că este și vor să vadă lumea, ducem lipsă de specialiști calificați, deci suntem în căutarea cadrelor bune. Salutăm deschiderea acestui centru și avem încredere că activitatea centrului va avea un impact pozitiv la promovarea și realizarea transferului, inovației și transferului tehnologic în universitate, în municipiu, în nordul Moldovei și poate chiar întreaga Republică. Cu siguranță că putem să contăm pe companiile din Bălți pentru a angaja acești studenți, dar mai am o întrebare. Da. Cum companiile de IT din Bălți o să contribuie la digitalizarea celorlalte companii? Companii, nu știu, brutării, fabrici, cum vedeți neastră această sinergie? Deci, noi suntem deschiși pentru orice proiecte. Deci, noi suntem rezidenții ai parcului IT chiar de la început, din 2018, care intenția acestui parc IT virtual este ca să fie o platformă virtuală de comunicare unde ne promovăm și suntem gata să colaborăm și prin intermediul IT parcului. Eu să înțeleg că dumneavoastră acceptați invitația noastră ca să ne ajutați să digitalizăm și companiile da. Tradiționale din domeniile Absolut. De agricultură, de producere, fabricile, unitățile de comerț. Eu am auzit de la colegi că am avut zilele IT, digitalizării IT, digitalizării în Bălți, scuzați, și am auzit diferite necesități de la brutării care au nevoie de să se digitalizeze pentru că livrează pâine la diferite magazine și trebuie să fie totul digital, la companii de contabilitate care țin contabilitate la zeci de firme și se confruntă cu securitate cibernetică, cu atacuri și atunci au nevoie de soluții de securitate cibernetică. Sau agricultorii care își doresc drone de precizie ca să facă agricultură de precizie și să stropească câmp la costuri reduse. Deci să înțeleg că sunteți deschiși ca să, da. Ca să aprofundăm, pentru că până la urmă totuși domeniul IT este un domeniu orientat spre export, dar noi ne-am dorit ca mai mult din acele servicii IT care sunt pe piețele europene, piețele americane, să vină în sprijinul companiilor locale din diferite industrii ca să se digitalizeze, pentru că avem obiectiv inclusiv și în plan european ca practic 2/3 din companii trebuie să fie digitalizate în următorii câțiva ani ca să fie competitive, ca să fie competitive la export, să rămână competitive în piață, ca să reducă costurile. De aceea noi ne bucurăm că și comunitatea companiilor IT din Bălți alătură proiectului Nortec și vrem să vă regăsim în sprijin cu proiecte inovative, cu idei participative în co-creare ca să sprijinim digitalizarea aici în zona de nord. Și ultimul nostru vorbitor din acest panel este compania Magnetec Components. Să ne zici așa cu Draxa Mayer în colaborare, Rodion, cum vezi tu că veți beneficia voi de la Nortec și cum poate și veți contribui. Noi vedem Draxa Mayer și ancorat aici laboratoarele de robotică. Vă așteptăm și pe voi cu sprijin. Bună ziua, mult stimați oaspeți, stimată gazdă, dragi invitați. Doar o să rog regia ca să vă răpim un minut din timpul dumneavoastră. După asta trecem la subiectul... Avem un video, da? Da, avem companiei un video Magnetec. Foarte scurt, de un minut aproximativ. Haideți să vedem.
Mulțumesc mult! Deci, ca companie ne-am lansat în anul 2020, startul de producție a fost în plină pandemie, ne-am convins de faptul că timpurile dificile nasc oameni puternici, da? Am devenit mai puternici. În tot acest răstimp am creat o familie de circa 300 de angajați, planurile sunt să ajungem la cifra de 1000, acum numărul de 1000 este pe plan global, noi vrem 1000 să fie doar în Republica Moldova. Despre intențiile noastre de colaborare cu mai multe instituții de învățământ au fost afirmate încă începând cu anul trecut. Anul de la intențiile de afirmare până în ziua de astăzi am avut peste 45 de studenți care au făcut practica achitată în cadrul companiei. Despre intențiile de colaborare cu Universitatea Alecu Ruso din Bălți sau primele au fost efectuate anul trecut când am avut primii studenți. Anul curent, în luna noiembrie, am avut o vizită a colegilor noștri din centrală, din sediul central, unde au... care au dat asigurări și cuvântul lor de dotare a unei săli cu utilaj profesionist în ceea ce privește testarea produselor, magneților, care sunt nu doar produsele noastre. Da? Deci ceea ce facem noi sunt aplicabile în patru domenii de activitate. Este vorba de domeniul de automotive, ecologie verde, domeniul medical și domeniul de siguranță. Întrebarea este de ce ne dorim atât de mult parteneriate. O să pornim de la idei de bază că eu personal sunt absolvent al acestei universități și, cum se spune popor, sângele apă nu se face. Intențiile noastre sunt cele mai nobile. Așa că pentru viitor, bineînțeles, dorim ca doleanțele noastre pe plan educațional, vorbind de modificare, ajustare a curiculei pentru specialitățile de IT, pentru specialitățile de inginerie, să ne permită o mai ușoară încadrare și tranzitarea tânărului specialist în domeniul privat. Așa că, la moment, noi suntem în pregătirea pachetului de acte și în cea mai apropiat timp o să venim să dotăm o sală pentru ca studenții care își fac studiile în cadrul universității să aibă posibilitatea, în plan practic, să aplice cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor. Da. Este o noutate extraordinară. Haideți să aplaudăm această noutate, că mai avem un partener care se alătură la Nortec. Și dacă îmi permiteți, pe acest final... Doamna rector, dacă nu ați dormit până acum și au dormit colegii noștri aici, au stat, s-au cazat la Bălți ca să lansăm centru, să știți că de acum înainte tot nu o să dormim. Pentru că avem o sarcină foarte mare ca să dezvoltăm. Cei care au rămas în sală, eu înțeleg că asta este echipa noastră. Haideți să aplaudăm toată echipa de profesori, de parteneri, cu care vom dezvolta acest vis, Nortec. Este un proiect ambițios, este un proiect cu siguranță care nu avem o rețetă, dar știm, avem o viziune. Avem o viziune pentru zona de nord, avem o viziune digitală, inovatoare, avem o viziune creativă. Vrem ca tinerii să se regăsească aici, să rămână la universitate. Cândva universitatea a avut 10.000 de studenți, acum aveți 4.500 și buni, sunt cei mai buni. Și așa este... Și haideți să vedem acea călătorie a unui tânăr. O să meargă la școală, o să fie parte din Tech-ul în Every School, din program, o să fie parte din programul Clasa Viitorului, din cursurile de robotică, după care vine la școala profesională sau la colegiu, sau la colegiu de pedagogie, că avem nevoie de profesori, de fizică, de informatică, de matematică, care sper să vină copiii aici la parter. Și o să se regăsească și în incinta Draxlmaier, care o să pregătiți pentru a deveni viitori ingineri, după care vin la universitate, iar la universitate avem un întreg centru de inovare Nortec, cu toate tehnologiile care sunt în industrie. Asta este important. Toți profesorii care o să aibă instrumentele de predare, instrumentul tehnologic, laboratoarele cu care să transfere aceste cunoștințe în IT, în inginerie și nu uităm de soft skills, lucru în echipă, project management,
ca să dezvoltăm specialiști, tineri specialiști competenți. Noi ne dorim ca acești specialiști, dacă aleg să parcurgă acel pathway de care Ana zicea în IT, atunci avem colegii din IT și un cluster puternic de companii IT de la Unicornul Iendava până la companii locale Amsoft și până la startup-uri, care am văzut o echipă tineri startup, o echipă de startup-uri acolo care fac muzee virtuale. Asta este ideea lor. Și dacă vor să meargă în IT, atunci sunt pentru ei companiile care ghidează la o carieră IT. Dacă vor să meargă în inginerie, în producere, le plac roboții, le plac imprimanta 3D, le plac dronele, atunci o să fie ghidați de partenerii noștri din domeniul de inginerie, de sectorul privat din inginerie. Iar dacă vor să contribuie la dezvoltarea economiei din Bălți și sunt fermieri, au și ei nevoie de abilități digitale. Vrem și noi să fie agricultură intensivă, agricultură mai tehnologizată, fabrici mai bine dotate cu tehnologii, să avem comerț electronic, să livreze roboției persoanelor cu nevoi speciale, acasă medicamentele. Și Bălți, în final, să fie un oraș inteligent și un oraș creativ. Haideți pentru acest vis al Nortex să aplaudăm în final și să vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în toți acești ani, că veți mai fi alături de noi în anii care urmează. Iar noi în echipa FTA, Tehnologiile Viitorului, promitem să fim parteneri de încredere, să colucrăm împreună și să facem din Nortec un hub de inovare, o insulă digitală, hai să spunem, și de inovare aici în zona de nord a țării. Eu personal mă mândresc foarte mult cu acest proiect care părea imposibil la început, dar vreau să vă zic că dacă este o viziune inspirațională, aspirațională, întotdeauna găsim echipa, partenerii cu care să o realizăm. Vă mulțumesc foarte mult și o să transmit, doamne rector, microfonul pentru un mesaj final de încheiere acestei lansări oficiale al Nortec. Mulțumim vorbitorilor! Mulțumesc mult, Doina! După cum spuneam și de la început, este o zi plină de emoții și de recunoștință, întrucât, într-adevăr, nu a fost simplu și acum, în acest panel, când ascultam și Vadim cum ne povestea cum s-a dezvoltat ingineria și am zis, uite, cât de puternică este universitatea noastră prin acești parteneri. Doina, când a adresat întrebarea dacă ar putea cumva compania Amsoft să se implice în digitalizare, imediat m-am gândit că, bine, competențele mele IT se datorează personal doamnei Nona Denego, care mi-a fost mentor pe vremea studenției, și dacă ne întrebăm care e capacitatea, păi hai să recunoaștem cinstit că tot ce înseamnă digitalizarea Universității de Stat ale Coruso din Bălți, acele aplicații. Noi am fost probabil unii din primii care am realizat admiterea doar în baza concursului realizat de computer și toate aplicațiile noastre au fost dezvoltate sub îndrumarea și ghidarea excelentă a echipei condusă de doamna Nona Deinego și știm sigur că acolo sunt băieți care pot face lucruri foarte frumoase și astăzi ne acordă asistență atunci când avem nevoie de sprijin și de suport. Sigur că cei care sunt mai tineri, magnete cu băieții ingenioși cu care putem să facem lucruri frumoase împreună, ne bucurăm foarte mult. Doamna Chiriță, aici avem un parteneriat mare de dezvoltat prin un proiect extrem de frumos, Techwell Bell, și vă spunem mulțumesc. Doina, Sergiu, echipa, Veronica, mulți nu voi enumera pe toți, sunteți absolut fantastici, minunați, într-adevăr ne-ați sprijinit foarte mult și cu siguranță au fost multe nopți dormite aici în incinta acestui bloc până la lansare și nu pot să nu le mulțumesc în mod special doamnei Pripa și doamnei Negara, care și-au dedicat practic tot timpul liber pentru ca acest eveniment să se producă astăzi aici. Este un efort consolidat al comunității noastre academice și vreau să felicit încă o dată USARB. Sunteți nemaipomeniți și să vedeți ce o să facem noi aici în regiune. Mulțumim!
Și avem o misiune specială din partea regiei, fiindcă dacă doamna rector afirmă că USARB este nemaipomenit, iar noi subscriem, să știți că încep tururile ghidate. Și acum ne adresăm celor care ne privesc live, da, sunteți așteptați aici la noi, avem jos studenți, avem colaboratori care o să vă ghideze să explorați aceste spații, ca ulterior să vă zicem cum puteți veni să aduceți plus valoare acestor spații, special pentru dumneavoastră, cei care sunteți live, reamintim, sunteți așteptați aici la Nortec, într-o universitate minunată. Mulțumim, mulțumim, domnule președinte a Consiliului Rectorilor și mulțumim, doamnă rector, pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment. Trebuiau să fie o echipă mai mare de rectori din Bălți, întrucât Doina spunea de colaborare și colaborarea aceasta, desigur că există prin acele proiecte pe care le implementăm împreună cu alte instituții, dar așa a fost să fie un eveniment important planificat cu mult timp înainte, se desfășoară acum cu prezența universitarilor din capitală și din regiunea de sud, dar cu siguranță că vom organiza evenimente prin care vom încerca să aducem echipa rectorilor la Bel și să punem la cale proiecte frumoase pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Mulțumim mult de tot! Deci, vă invităm, nu știu, să mai savurați puțin cafea și ce mai este pregătit aici, facem poze și...